Teoretic se ia sunet. Dacă ne auzim. Este în regulă. George, tu pe casă ne auzi? Ia să vedem. Dacă... Și scrie pe ce... Am înțeles. Deci... Probă de sunet, rog confirmare. Dacă se aude și ce vorbim acum, să scrie cineva pe chat 2. Mersi, mersi. Vreau doar să testăm și microfon de la pupitru, suntem gata. Băi, eu nu l-am testat până acum, niciodată. Este prima oară. Imediat. Se aude? 2, 2, 2? Auzi? 2? Conferință 2, 2? Gata, toate microfoanele sunt funcționale. Să începem. Dubla 3. Andrei, am primit un telefon, ai primit o critică. Nu ai produs cel mai bun film din lume, dar nu cred că ai zis asta. Probabil că era o procesare. Cred că te referi la care e posibil că au fost niște probleme tehnice să nu se fi făcut vreo confuzie așa. Sper că acum se aude. Este vorba de un film caritabil. Ce înseamnă asta? Apropo de a ceda, a cenționa, dărui în anumite situații aceste lucruri, tot ce se va... În cazul nostru, în cazul nostru, în cazul face din acest film, din vânzări de bilete, din vânzarea filmului, din ce se va întâmpla cu el în festivaluri și așa mai departe, toate veniturile se vor duce către Hospice Casa Speranței, un ONG la fel cu un alt obiect de activitate, dar așa cum are nevoie de susținere și Asociația Muze și acest ONG, am considerat că are nevoie de susținere. Aceea ce putem face noi mai bun prin meseria noastră. Și atunci tot ce va genera acest film se va duce și către cei de la Hospice Casa Speranței. Ok. S-a lămurit. Acum că s-a lămurit și situația asta, haideți ca să câștigăm din timpul pierdut, să mergem câțiva pași înainte. Ne bucurăm foarte mult că avem alături de noi câțiva invitați de marcă în sală. Așa că o să facem un upgrade, dacă nu ați văzut pe noi, o să mergem next level și o să invităm foarte curând să vorbească. După cum am spus, subiectele de azi s-au amestecat un pic, o să vorbim un pic de ce înseamnă niște norme pentru industrie și cu siguranță azi vom vorbi despre norme pe platou și asta implică actori, dansatori și nu numai. O să vorbim foarte scurt și cred că o să-mi revină mie rolul ăsta, dar sper să mă întrerupă Ina la un moment dat să completeze partea juridică. Și despre ultimele evenimente, și când zic ultimele evenimente, tot ce s-a întâmplat între Crăciun, Revelion și între Revelion și ziua de azi, în ceea ce privește artistul, și aici chiar o să fac un sama foarte scurt, restul se găsește și pe pagina noastră de Facebook. S-a vorbit foarte mult despre indemnizație, a apărut un articol în presă la care a trebuit să reacționăm, deși nu era neapărat o noutate, și anume că pentru indemnizația primită de către artiști se vor plăti contribuții, era firesc cumva să se facă o informare mai amplă în sensul acesta, pentru că, în general, indemnizațiile nu suferă plată de contribuții, dar aici este un caz special, s-a anunțat și pe nou G30 că va fi așa, că va fi o sumă brută. Facem apel din nou la Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, ANAF, să ne ajute să rezolvăm într-o formă sau alta problema asta. Pentru că, din lipsă de informare, din nou, multă lume a acționat greșit, să zicem, în situația asta și nu a pus banii la ciorap. Mă refer la ce trebuie plătit înapoi la stat. Câtă vreme activitatea n-a fost reluată în sectorul cultural, nici n-au fost alte venituri din care acum cineva să suplinească partea asta de contribuții și impozit. Și ar trebui să avem un dialog aici, să încercăm să ajutăm împreună artiștii. În sensul acesta, până acum avem un punct de vedere oficial de la ANAF, a răspuns primul, ceea ce pentru noi e firesc, că de obicei ANAF ne contactează primul pentru orice. Și ni s-a explicat că, într-adevăr, așa e, se vor plăti 42,5% taxe și contribuții pentru aceste indemnizații. Mai departe, trebuie doar să vedem în ce formă putem obține un pic de clemență. În altă ordine de idei, discuțiile cu Primăria Municipiului București, Consiliul General al Municipiului București au continuat,
chiar și de sărbători. Pentru asta le mulțumim celor aflați în funcție acolo, pentru sprijin, pentru dinamică. În același timp, din păcate, încă nu avem o formă clară în care artistul poate fi ajutat. Singura chestie la care s-a ajuns chiar astăzi e un proiect prin care să fie acordate spații artiștilor, în care să lucreze free of cost sau cu un cost redus față de ce plătesc în mod curent, pe unde plătesc chirii. În general, aceste spații ar trebui folosite pentru repetiții acum, pentru că evenimente, știm toți, nu se pot desfășura. Și are început discuția cu guvernul pentru schema de ajutor de stat. Din păcate, de sus vorbind, încă este foarte neclar cine va tranșa acest subiect. Irina, am o rugăminte mare, dacă am omis ceva vis-a-vis de indemnizație, să completezi tu vis-a-vis eventual de formula de calcul. Și vis-a-vis de când se depun formularele, plățile, basically întrebările pe care le prind o săptămână în continuu peste tot. Aș vrea să fac o mică precizare de unde a pornit toată confuzia în legătură cu plata contribuțiilor și impozitului pentru indemnizația acordată de la bugetul de stat, pentru că foarte mulți au venit cu argumentul codului fiscal. Și anume faptul că în cazul în care nu se depășește plafonul acela de 12 salarii minime brute pe an, nu se datorează contribuții sociale și contribuții sociale de sănătate. Confuzia a pornit de la faptul că în ordonanța 30 se specifică faptul că aceste contribuții vor fi plătite la cotele stabilite de codul fiscal. Și s-a dedus automat că se vor plăti în condițiile. Nu, este vorba doar de cotele. Aceste cote se plătesc indiferent de depășirea sau nu acestui plafon. De aici a pornit confuzia cu privire la datorarea sau nu acestor contribuții. Am înțeles. Mulțumim, Irina. Haideți să începem în forță. Avem alături de noi, după cum am spus, mai mulți invitați și vă propun să deschidem subiectul normelor pentru actori, în primul rând, implicit și pentru dansatori și vedem mai departe cum replicăm acest proiect și pentru restul industriei. O să ne invit alături de noi pe un membru de onoare al Asociației Muze, pe Adrian Titieni, să deschidă cu o mult mai vastă experiență în spate acest subiect. Aici, la pupitru, avem și microfon, trebuie doar apăsat pe buton. Bună seara, e suficient de mare distanță, îmi dau jos, mi s-a aburesc ochelarii și... În sfârșit, un început. Mă bucur tare mult, sunt entuziast și optimist, constructiv. Sigur că n-ar fi plăcut ca acest lucru să se întâmple mult mai devreme, e bine că se întâmplă acum. Probabil există o necesitate firească a derulării și desfășurării lucrurilor. Probabil că acum trebuia să apară. Nu vreau să intru în tehnicități și amănunte legate de disfuncțiile din perspectiva vieții artistului în România. Aș spune așa, prezența mea aici, care mă onorează, este în ideea de a susține noile generații care vor practica această profesie în România. Sunt pe partea descendentă a carierei mele. Cu alte cuvinte, în acești aproape 35 de ani am reușit să supraviețuiesc, să viețuiesc prin modalități și mijloace ortodoxe și neortodoxe, convenționale și mai lipsite de convenționalitate. Dar până la urmă s-a întâmplat. Cât o mai fi, nu știm. Cert este că dacă ne întoarcem către noile generații și nu avem grijă împreună, respectiv instituțiile abilitate ale statului și dumneavoastră, noi, se va întâmpla deprofesionalizarea. Doi, reconversia profesională. Pentru că dacă nu există un cadru coerent, fără îndoială că lumea, oricât de mare ar fi pasiunea, oricât de arzătoare dorința, n-ai cum să rămâi in.
Ce aș mai dori să spun ar fi următorul lucru. Cred că nu e o luptă. Cred că e un demers împreună, așa cum bine am spus acolo, de azi construim împreună. Și în ideea unei ecuații win-win, cei care într-un fel sau altul pot să facă viața practicabilă, mai ușoară, suportabilă, ca să nu spun chiar extraordinară, ar trebui să apeleze la această abilitate, și anume încercarea de a mă pune în situație. Pentru actori, încercarea, e un soi de obligativitate de a încerca să trăi situația celuilalt, a caracterului, a personajului, a celui de lângă tine. Faptul că eu mă pun în situația oamenilor tineri, artiștilor tineri, fie că sunt instituția statului, fie că sunt producător, fie că am orice fel de altă funcție, poziție sau autoritate în legătură cu viața lui, simplifică chestiunea. Cu alte cuvinte, oferta poate să vină ancorată în bun simț, în necesitate, fără îndoială, fiecare dintre noi cunoscându-ne drepturile, obligațiile și locul precis în ecuația puzzle-ului întreg. Felicit această inițiativă, de asemenea felicit inițiativa Ministerului Culturii, există un grup de lucru care modifică și completează legea 8/1996, e o absolută necesitate și aș vrea să existe un statut al actorului, artistului în general, mă refer la actor pentru că de acolo mă revendic, e o profesie veche, suntem într-o nefirească incertitudine apropo de statuarea acestei profesii în societatea noastră în mileniu 3-2021, până și, nuanțând puțin lucrurile într-o paranteză și glumind, semnificația cuvântului actor e dusă în derizoriu. La emisiuni de televiziune aud actorii din teatrele de operații sau actorii politici. Nu, actorii e o profesie, poate actanții politici sau actanții din teatrele de operații. Ori, ducând în derizoriu acest lucru, prin incidența unor minți luminate și a unor oameni informați, nu cred că suntem în regulă. Încă o dată, mulțumesc, onorat, cred că tot ce aparține de stricta tehnicitate a relației noastre cu instituțiile statului și cu terți, cu toți cei care reprezintă într-un fel sau altul colaboratori, vor fi discutate îndelung. Sunt enorm de multe disfuncții, dar întorcându-mă la cele de bază, probabil, cred, nu știu dacă sunt în asentimentul tuturor, dar această profesie trebuie trecută în zona liberalismului. Din ce în ce mai mulți practicieni sunt în afara instituțiilor statului, sunt liberi profesioniști. Cred că trebuie să ne gândim ce se întâmplă cu ei după o viață de muncă, nefiind prinși niciodată într-un sistem de stat, apropo de pensie, asigurări sociale. Etc., etc. Mulțumesc, onorat, sper că vor ieși lucruri nu bune, ci absolut extraordinare și până la urmă nu facem altceva decât să ne aliniem bunelor practici care se produc în țările limitrofe și pretutindeni din întreaga lume. Mulțumesc! Mulțumim, este o onoare și pentru noi prezența dumneavoastră. Avem multe de învățat și ne bucurăm că sunteți parte din asociație. Sunt foarte multe lucruri de reglementat, așa cum ați precizat și dumneavoastră. Vorbeam cu Cosmin mai devreme de cei care sunt vechi în industrie și care acum știu să-și negocieze contractele și au cam uitat de perioada în care trebuiau să sune pe cineva, să dea 100 de telefoane înainte, să se asigure că totul este ok în contract. Așa, că totul este ok în contract. Asta nu înseamnă că nu mai există problemele astea și l-aș invita pe Cosmin să detalieze.
Vreau și eu să-i mulțumesc între timp domnului Titien pentru prezență. Ne onorează foarte mult faptul că putem lucra împreună. Ați fost prea modest în abordare, dar trebuie să spun eu asta, domnul Adrian Titien. Nu numai că este un artist de renume, după cum foarte bine știți, dar ne-a susținut și din spate, în sensul în care este implicat în grupuri de inițiativă, pe tot ce înseamnă legislație, pe ce înseamnă normare și cu siguranță o va face în continuare, lucru care pentru noi e un strop de speranță în plus, pentru că există o expertiză foarte bogată în spate. Las pe Cosmin, care e un pic mai războinic. S-a aprins? Bun. Războinic, nu știu dacă sunt războinic, dar după cum a zis domnul Titieni, sunt multe, ne gândim la generațiile tinere, eu sunt, nu știu, în trecere, am 12 spre 13 ani de când sunt artist independent în România, nici mult, nici puțin, dar îndeajuns încât să mă lovesc de aproape toate, cum să le zic eu, standardele industriei, când vine vorba de actorie, da? Eu sunt un artist care are vreo 3 benzi de activitate, dar vorbim în principal despre actorie astăzi. Eram prin facultate și mi-am dat seama că singurul mod în care pot să profesez și să mă simt normal, adică să simt că profesez așa, cu demnitatea mea acolo, mă culc seara și îmi place de mine, doar dacă trag foarte tare, îndeajuns de tare încât numele meu să însemne ceva ca oameni anumiți din industrie să-și dorească să lucreze cu mine, ca să pot să cer ce de altfel era un normal în conștientul colectiv al Breslei, pentru că de regulă, na, cam toți știu că nu vrei să te duci la o reclamă cu 600 de lei pentru 12 luni exclusivitate sau cu ziua în contract de lucru de 24 de ore și când îi spui omului, păi stai puțin, de ce așa, domne, dacă nu-ți place, probabil trebuie să faci altă meserie. Lucru care mi s-a întâmplat mie. Norocul meu a fost că l-a sunat clientul și a spus, bă, dă-i ce vrea. Și omul a schimbat. Pentru că el nu știa despre mine, dar clientul știa și mă dorea pe mine. Dar ideea e că astfel de intervenții... Deci se poate. Da. Da, se poate. Dar problema e că se poate neortodox, cum a spus și domnul. Adică lucrurile astea care de fapt ar trebui să fie normale, acum sunt considerate neortodoxe. Dacă știi drepturile, nu prea ești de gașcă. Oamenii te fac să pari incomod sau ești impertinent când ceri lucruri normale, gen, hei, că să luăm reclamele, da, aceste mult discutate și disputate reclame. Dom'le, la ce e reclama asta, în primul rând? Că primesc de la magazin online, nu știu ce, 12 luni, în țări Europa, fost și foste țări din Uniunea Sovietică. Adică eu trebuie să mă apuc să-mi iau acum atlasul geografic, să mă uit așa prin anii 70-80, să-mi dau seama care sunt țările, fostele din teritoriul sovietic, să-mi dau seama unde se difuzează alea și să mă gândesc eu cam câți bani aș vrea, nu că mi-ar da, dar așa, măcar să mă gândesc eu seara cam cât pierd sau cu cât mă îndoi sub voința altora ca să pot să fac ceva ce-mi place. Și ajung la subiectul ăsta. Artistul e sensibil. Cam asta e treaba. Unii o găsesc greu, că e undeva adânc băgată în ei, cum a fost cazul meu, eu în școală cu asta m-am chinuit. Și ăștia știu asta, pentru că dacă ești sensibil, ție îți place să profesezi, vrei să faci, tu îți dorești să faci. Nu prea te preocupă partea din spate. Dar ea se cheamă show business. Ori toți iubesc show business, puțin spre deloc știm. Că nu ne, ne nu știu eu, nu. Și atunci... Te duci la contractul ăla și la gig-ul cu tare și îți spune, hei, salut, uite, contractul e semnează la acum. Tu stai și zici, păi, acum? Da. Vreo 30 de pagini, nu? Odată am fost extrem de incomod pentru că am zis, bine, lăsați-mă să-l citesc. Și am stat în fața lor și am citit pagină cu pagină. Da? Bine, eu am istorii de astea că sunt pragmatic și pot fi confundat de multe ori cu incomod. Și am stat acolo în fața lor și ăla stătea așa. Și am spus, păi asta nu e ok, asta nu e ok. Banii ăștia sunt, erau... Scuze, după ce că te lasă citești contractul, ai și pretenții? A făcut ochii mari și am spus, nu te supăra,
aici spune că voi doriți acces la tot ce înseamnă social media al meu, vreți să vă fiu disponibil 5 luni de aici încolo și repetiții și îmi dați 600 de euro. Păi, da. Păi... Iartă-mă, te rog, în cât timp primești acești 600 de euro? Eu în contract, evident că încă era vremea aia cu între 30 și 90, nu știu ce, nu mai știu care dintre ele. Așa, bun. Am spus toate astea ca să ajung la chestia următoare. În organizarea actuală, în Breaslă, în România, situația stă în felul următor. Dacă tu nu cunoști partea de business și legislația din spate, nu are cine să te ajute, punct. Nu există agenți, nu există, adică există așa o idee că, bă, du-te la ăla, dar agentul de fapt e un nene care are patru uși deschise nu știu unde și te duce el acolo, că știu eu, pe ăștia vrei să joci aici, ia veniți, hai, facem o șușă, pac, pac. N-ai niciun, adică nu există om care să înțeleagă Breasla pe bune, să înțeleagă ce-i cu tine, care-i direcția ta creativă, cum să te cresc eu pe tine? Păi dacă pui întrebările astea, deja zic, du-te-mă de aici, că nu. Nu, eu am crezut că vrei să joci în Brașov la sală cu tare și așa. Bun, astea sunt niște chestii care, deși, na, noi râdem acum, dar gândiți-vă la câți sunt, gândiți-vă la faptul că tu dacă dorești să profesezi, ești pus perpetu în fața faptului de a alege între tine sau de a face oareșcum măcar puțin să bagi degetul în apă meseria asta, pentru că nu reglementează nimeni asta. Nu există sindicat, nu există un minim pe care să lucrezi. Vii de acasă cu haine. Păi vii de acasă cu haine. Păi țin nebunite 2021. La ce e reclama? Cu tare client. Nu știu ce. N-ai și tu acasă o pereche de blugi? Ba da, doamnă, am. Am ajuns în filmul ăla. Bă, mâine la ora cutare. Vezi că ai coreografia de bătaie cu cascadorii și cu așa, că tu ești băia mai mare. Na, îți dăm roluri de astea. Bine. N-ai și tu o bluză cu... Ba da, doamnă, am. Așa. Nu mai vorbim de ce înseamnă sumă. Nu mai vorbim că a spus Andrei mai devreme că dăruim. Stai liniștit că și noi dăruim de fiecare dată când semnăm contractul ăla, eu îți dăruiesc cel puțin. Adică trebuie să aleg între, bă, banii ăștia, ca să mă simt eu bine noaptea când mă pun în pijamale, banii ăștia sunt pentru ziua de lucru sau drepturi de difuzare sau, să zicem că ar fi o zi de lucru și trebuie să te bucuri așa că după un raționament cu ghilimele de rigoare românesc, în sensul, lasă-mă că nu dau la sapă, mă duc astăzi. Dar după aia intervine treaba asta. Tu faci o reclamă sau faci ceva. O să știu că trebuie să fim 3 minute, nu? Iertați-mă, dar dacă tot ne-am aprins. Iartă-mă, dar ești actor și poți juca mai multe roluri. 3 minute fiecare. Mulțumesc. Sumele astea. Da. Sumele astea nu acoperă nimic. Tu dacă te duci să faci o reclamă și te gândești la cât cedezi, că, de exemplu, e o reclamă la ceva, chiar dacă ei spun, hei, nu ai exclusivitate, tacit există, că cine-ți mai vrea fața și la nu știu ce? Doar dacă ești tu vedeta cutare, un om established așa și spun, băi, îl vrem pe domnul cutare să vină să facă asocierea cu brandul ăsta. În rest, oamenii zic, lasă-vă că pentru o zi de muncă e bine 3.000 de lei. Da, dar e pe 2 ani. Împarte la lunile alea, că nu mai pupi în zona asta. La ce mai sper? Crezi că e Hollywood? Păi dacă ai prins 2 filme în anul ăsta, sănătate. Deci eu am avut ani consecutivi când am prins 2 sau 3 filme, am dansat singur în casă. Pentru că suntem mulți. Și eu nici nu, adică sunt la mijloc, nu mai sunt chiar un băiat, un număr pe o foaie, am mai făcut niște, dar nici nu am. Și atunci trebuie să ne batem toți pe felia aia. Frumos ar fi să putem să ne batem pe felia aia onest. Și ca să se întâmple onest, ar trebui să existe acest, nu vine în engleză, ballpark, da? Țarcul ăsta cu reguli stabilite, reglementate, în care să nu-ți fie frică să profesezi. Că dacă tu stai cu mintea la ce fac eu cu banii ăștia, mă duc acolo, bă, nu mă, bă, mă duc, dar bă, ce mă doare, mamă, ce-mi fac ăștia, așa? Tu nu mai ajungi acolo și ești, numai treaba ta nu ți-o faci. Toate lucrurile astea ar fi fost destul de ușor de eliminat dacă exista un sindicat, o problemă recurentă,
Pentru că n-ar mai putea anumiți oameni să monopolizeze. Că, de exemplu, eu am văzut și partea aialaltă și a fost amuzant. Cândva am lucrat pe copywriting cu Alex Toacilescu, fiul regizorului, da? Și am văzut partea aialaltă. Cum apar reclamele, cum se formează campaniile și care sunt bugetele. Mamă! Nu mai spun că o să ne enervăm tare. Păi și nu te-ai apucat de producție? Bă, nu! Că ceva din mine nu mă lasă să stau naibii acasă. Zic, lasă bă, că dacă sunt un pic deștept, alții rămân cu buzunarul gol și îl fac eu pe-a meu. Nu, eu vreau să fac ce fac eu, că îmi place mie, na, așa vreau eu să mor. Și atunci nu m-am apucat de producție. În schimb, nu mi-a plăcut că nu există niciun respect pentru tot ceea ce înseamnă artist, fie actor, muzician, fie dansator, pentru acele drepturi de autor, așa, și pentru condițiile de muncă. Pentru că te duci acolo și de multe ori există persoane, e așa, ca la ghișeu. Să rămână, știți, am și obus, du-te-mă de aici. Zici că ai supărat cu ceva, știi? Permite-mi, da, vreau să te întrerup. E superb tot ce ai spus. Cred că multă lume empatizează cu tine și din ce citesc aici pe Zoom, sigur multă lume empatizează cu tine. Nu, nu, nu. Nu, dar gata, cred că ăsta e începutul. Eu mă bucur foarte mult că ești alături de inițiativa noastră, că ai fost dintre primii care a crezut în ce am povestit și anume că vrem să facem o asociație, dar vreau să te aduc la zi complet, ora 8:30 sau cât e deja, 8? Ah, e de-abia 8, ok. Deja avem asociația, nu ne mai trebuie sindicat și când zic nu ne mai trebuie să argumenteze Irina juridic, sindicatul e pentru angajați. Ia uite, se întâmplă lucrurile aici cu microfonul meu. Sindicatul e pentru angajați, noi suntem liberi profesioniști. Deja lucrăm la aceste norme, începând de azi lucrăm și oficial la ele, pentru că noi behind closed doors, că tot aici de cum funcționează showbiz-ul, am tot discutat. Și aș propune ca din ce ai spus tu să extragem una din idei ca o esență și să încercăm să transformăm așa, evident, la nivel metaforic, acest showbiz în show your business, adică să facem un pic de informare. Și vă propun tuturor să fim o breaslă, pentru că ai folosit cuvântul ăsta de 3 ori, cred, și țin foarte mult la el și eu. Haideți să fim o breaslă și asta înseamnă, în primul rând, să fim uniți și deja am depășit etapa asta, cred. Și haideți să nu ne mai fie frică, e atât de simplu. Dacă Cosmin ar fi timid și n-ar vrea să se zbată un pic sau să se certe un pic pentru dreptul lui de a citi un contract, n-ar mai fi o problemă de mâine că ar exista o asociație. Deci ziceam să te aduc la zi, că în sfârșit putem aproba proiectul pe care l-am listat acum câteva luni și anume să avem un jurist de gardă al asociației, dedicat, pe care să-l terorizăm 24/7 când avem contractul în față. Hei! Uite, eu n-am timp că trebuie să-mi intru un pic în rol, știu cu actoria, citește și tu ăsta și vezi ce se întâmplă. Deci măcar ne ducem mai spre normal și ne degrăvăm de chestia asta, care e prea tehnică și plastică pentru noi. Da, și mai departe putem să ne reprezentăm într-o formă colectivă. Există un grup de inițiativă deja și pe Facebook și aici am discutat, trebuia să vină unul dintre inițiatori, Emanuel, dacă nu mă înșel, cel cu prețul corect, pe care îl putem integra atât de frumos în planul nostru cu asociația acum. Adică îi putem da și un temei juridic, ceea ce este senzațional. Avem în sfârșit niște unelte. Cu siguranță își doresc, Irina, doar, și iartă-mă, vezi, trebuie să trecem în zona tehnică. Te rog, da, apasă pe microfon. Un singur lucru vreau să mai spun și gata, ați scăpat de mine. E mai mult ca o ghicitoare cei. Să fii artist independent înseamnă că nu ești angajat în nicio instituție de stat, da? Adică tu, pur și simplu, funcționezi pe bază de contracte de colaborare, drepturi de autor, etc. Pe fiecare sumă încasată, plătești impozit pe venit, plus CAS, plus CASS, adică asigurare sănătate și casă asigurări sociale, pensii și șomaj. Toți artiștii independenți fac asta de fiecare dată când încasează o sumă. Deci ei nu sunt angajați lunar și dau lunar. Într-o lună, dacă ai făcut 7 sume, 15 sume, tu de 15 ori plătești CAS, CASS, da? În România, eu dacă nu mai lucrez 3 luni de zile, nu pot să mă duc undeva, AJ, OFM sau, nu știu, spuneți-mi voi, instituție, cu contractele din urmă, ca să demonstrez că am lucrat, măcar o perioadă minimă
care probabil ar fi fost instaurată prin lege, cum e în Franța, Anglia, minim 6 luni, minim 1 an, la la la, să le spun, hei, n-am mai găsit de 3 luni de muncă, am nevoie de ajutor. La noi spune statul, păi, tu ești șomer. Deci statul îmi recunoaște munca numai când îmi încasează taxele cu bucurie, când am nevoie, îmi spune, nu știu, legea spune că tu ești șomer. Trecem la indemnizația, acum și cu asta vă las. Indemnizația aia, lumea a crezut că e o cerșeală. Nu. E nevoia aia de ajutor. Că eu ți-am dat taxe, statule, acum e pandemie, dăm niște bani înapoi. Statul a zis nu. După aia s-a mai gândit un pic și a spus, ba da, îți dau niște bani din banii tăi. Dar fii atent cum facem. Îmi dai niște taxe înapoi. Deci, pe lângă faptul că statul consideră un ajutor venit ca să facă, ca să-mi ia impozit pe venit plus CSS și CSS. Voi vă dați seama că ați plătit de nu știu câte ori CSS și CSS și acum din acel CSS și CSS vă dă statul bani înapoi și vă ia pe el CSS și CSS. Și cam atât de defectos e. Se aplaudă aici în sală. O să reproduc și eu un microfon, că e greu cu acustica pe tehnologia de aici. Cosmin, felicitări, ai făcut un compendiu cu foarte multe probleme pentru care acum trebuie să găsim soluții. Că uite, am primit aici mesaje că vrem și soluții, într-adevăr, dar soluțiile vin în urma expunerii de probleme, deci a fost foarte necesar. Exact, haideți să avem curaj să vorbim și pentru asta mă bucur enorm că din ce în ce mai mulți artiști au căpătat voce. Și aș adăuga eu, haideți să avem curaj să fim respectați, pentru că din cauza tuturor acestor evenimente, pur și simplu nu mai știm ce înseamnă să fim respectați și ne este rușine să spunem că ne-am dorit minimum de respect. Vorba lui Emil, mă duc și eu pe set, vreau să mănânc și eu ceva, nu vreau să mănânc sushi. Vreau să am o masă normală la 4 ore, pentru că dansez 24 de ore, cât zici tu că e ora de filmare. Scuze, eu am apăsat pe microfon. Mai avem câțiva invitați în sală, după care în sfârșit putem trece la lorile de cuvânt de pe Zoom și aici încerc scuze, mi-e greu să moderez că deja ultimele câteva zeci de mesaje sunt felicitări, Cosmin, așadar felicitări, Cosmin, în numele acestui Zoom. Într-adevăr, nu sunt noutăți pentru toată lumea, dar aici apelez la răbdarea colegilor noștri care sunt alături de noi și pe Zoom și pe Facebook. Vă rog, nu criticați faptul că încă n-am punctat soluțiile, pentru că acum discutăm și pentru cei care ne pot ajuta să înfăptuim soluțiile. Și aici vorbim iarăși de instituțiile de stat și de toți cei care ne pot ajuta și care nu fac parte din breasla noastră. Apropo de ce a spus Cosmin vis-a-vis de indemnizații și că au fost privite ca o cerșeală, ceea ce într-adevăr așa e în spațiu public, acolo e problema cea mai mare, publicul. Pentru că publicul nu a înțeles ce e cu acei bani, oameni buni. Aici facem lumină și cu ocazia asta vă mai invit o dată, mai ales pe membrii Muze, să facem niște filmulețe explicative că au avut suficient impact cât să se mai liniștească un pic lucrurile. Haideți să trecem un pic la soluții. Ce vă propun să facem? Acum că există deja grupuri de inițiativă, acum că avem această asociație care e o unealtă foarte puternică, acum că asociația asta de bine de rău a reușit să capete atenția câtorva instituții de stat și are și un număr reprezentativ de membri. Și aici, apropo de ce a spus domnul Titieni, m-aș bucura și eu foarte mult ca cuvântul artist să nu pice în oala adjectivului, adică să-l ținem acolo unde trebuie el să fie. Bun, vis-a-vis de soluții, vă repet ce a spus și Elena, oficialând Asociația Muze.ro, Instagram, Facebook, Asociația Muze, 0723622086, probabil calea cea mai rapidă. Scrieți-ne ce propunere aveți, noi o să vă invităm chiar și pe niște grupuri de WhatsApp, o să avem niște dezbateri publice foarte curând și vom începe să conturăm aceste norme care, repet, vor avea și susținere legală, ceea ce e cel mai mare pas înainte, practic. Nu doar le vorbim, le putem duce la nivelul următor. Mai mult decât atât, pentru că avem o voce comună, asta înseamnă o asociație, putem foarte ușor apoi să dialogăm tot la nivel colectiv și cu cei cu care în general semnăm contracte, cei cu care desfășurăm producțiile, zile de filmare și așa mai departe. Deci putem invita și pe ei să facă un pas în viitor și să vadă cum se întâmplă deja în Occident și în mai toată Europa, unde există deja aceste norme, se respectă și nu sunt doar o chestie
tacit înțeleasă de majoritate, dar care se aplică la cei care înțeleg care e normalitatea și unde se trece în sfera abuzului, acolo unde apar figuri noi. Pentru că aici e problema cea mai mare cu artistul care l-a început de drum și care e lovit și descurajat de la primul pas. V-aș propune să continuăm lorile de cuvânt din sală. Pentru cine dorește să continue pe subiect, ca apoi să trecem și la cele de pe Zoom și foarte curând cred că o să apară și Mario și o să atacăm din nou partea de cesiune. Răzvan? Nu te auzi. O să amânăm un pic momentul, pentru că Cosmin, fără să știe, a aruncat mingiuța în terenul meu și mi-a împrumutat totul un pic. Și acum am nevoie de ea și... Voiam să fac referire la două lucruri. În legătură cu taxele și contribuțiile pe care le-au plătit artiștii și nu numai, în general, liber profesioniștii până acum, ele totuși aveau altă destinație și anume contribuții în asigurări sociale de sănătate și asigurări sociale. De pe urma cărora, sigur, în caz de nevoie, să sperăm că nu a fost nevoie, s-a beneficiat și anume sănătate până la pensie, mă rog, acolo oricum este o problemă. În al doilea rând, vreau să vorbesc despre partea de sindicat și să fac un pic lumină în zona asta, pentru că de foarte multe ori am auzit sintagma avem nevoie de un sindicat, de ce nu s-a constituit un sindicat până acum? Răspunsul este foarte simplu. Zona în care cu precădere s-ar fi putut construi un astfel de sindicat este cea de teatru, pentru că acolo există lucrători culturali angajați cu contract individual de muncă. Actorii sunt angajați cu contract individual de muncă la teatrele de stat, nu numai. Sindicatul, conform legii dialogului social, se constituie dintr-un număr de 15 angajați dintr-o unitate. Codul muncii ne definește ce este sindicatul, federațiile, confederațiile, mai pe scurt sau mă rog generic, organizații sindicale și ele funcționează prin angajați. Ele au grijă să fie respectate contractele individuale de muncă și contractele colective de muncă. Noi aici vorbim de artiști independenți, de o zonă independentă. Fiind neexistând o unitate, un angajator, nu se poate constitui un sindicat. Și atunci forma prin care acești oameni care activează independent se pot constitui, forma este asociația. De aceea nu poate exista un sindicat care să acopere absolut toate aceste zone, și teatru, și muzică, și film, și dans. Beneficiul unei asociații este faptul că ea poate să acționeze pentru toate aceste zone în care artiștii activează prin contracte de colaborare. În același timp, de ce sindicatul în zona de teatru nu poate să acopere chiar totul? Pentru că, de cele mai multe ori, actorul respectiv, pe lângă contractul individual de muncă pe care îl are cu teatrul, el mai are și proiecte independente, proiecte de colaborare și atunci sindicatul respectiv nu îi acoperă și partea și nu îl protejează și pe partea de proiecte independente pe care le are. De aceea am vrut să expun aceste motive pentru care asociația este singura formă de organizare prin care aceste drepturi pot fi protejate în această zonă independentă. Și acum mesaj subliminal, Asociația Muze, nu? Nu glumesc. Chiar încurajăm să apară cât mai multe asociații, pentru că ne-am trezit în situația complet simpatică de a fi singura asociație care a vorbit pentru artiști în anumite discuții. Discuții în care erau numeroase asociații care reprezentau alte bresle, adică să zicem că era asociația scaunelor acolo, ca să nu mă duc în nominal, erau de fapt 7 asociații pentru scaune, una pentru artiști. Și ni s-a reproșat că suntem prea puțini, pentru că era o singură asociație, nu pentru că sunt puțini membri. Din păcate nu sunt alte asociații care să intre în demersurile astea acum.
Așadar, înființați-vă asociații, haideți să ne unim, haideți să facem lucruri împreună. În asociația Muze deja există fondatori ale altor asociații. Astăzi m-a bucurat teribil că am vorbit cu o asociație de teatre, să conlucrăm și lucrurile încep să prindă contur. Adică dacă din mai multe unghiuri ale industriei începem să avem o viziune comună, cu siguranță nu mai are ce să ne oprească în a aplica soluțiile pe care le identificăm. Vreau să, de fapt eu am trebuit ca să-l salut și pe Mario De Mezzo care mi s-a alăturat. Salut, am zis, îmi cer scuze că am întârziat o oră, am promis că o să vin, am venit, doar că am zis că e bine să fiu această oră întârziere, că aveți și voi ocazia să vorbiți. Eu m-am gândit, cred că vorbesc 75% din timp eu și am zis că o să prindă bine, eu recuperez, promit că recuperez. Bun, deci putem anunța o sesiune prelungită de sesiune pe pasiune? Dacă ne prinde ora 11, eu propun să nu ne oprim până dimineață, ca să putem să plecăm acasă fără să avem probleme. Bun, luați-vă popcorn. Mai departe, cine dorește să ia cuvântul? George, curaj. Hai că trebuie să punem microfonul din ce în ce mai sus, cred. Bună seara! Bună seara, bună seara! Cosmine, ai vorbit exact ceea ce mi-aș fi dorit să aud de la foarte mulți colegi actori de-ai noștri. Nu o să fiu, o să fiu destul de scurt. Și o să doresc cumva să vin în, poate în completarea lui Cosmin, dar cu poveștile mele. În primul rând, felicitări pentru ceea ce faceți și sper că măcar de astăzi înainte sau de acum înainte sau de când ați început voi activitatea încolo, actorii chiar să se unească și să nu le mai fie rușine și frică. Pe mine, eu am terminat în 2015 actoria, profesez din 2011 de când eram la actorie, student, dar să știi că rușinea și frica m-au urmărit mereu. Pentru că mi-a fost rușine să cer mai mult, pentru că mi-a fost frică, virgulă, că nu o să mă mai cheme. S-a întâmplat de foarte multe ori ca multe agenții pe care le știm cu toții să spună: Burcea, dacă sari calul, nu te mai chem. Și nu m-au chemat. Au fost foarte multe agenții care aoleu, și aici am cel puțin una mi-a dat mindfuck total. Nu primisem banii de 4 luni de zile. Am sunat, bineînțeles, după bănuții mei. Mi-au spus că nu am banii, că nu mi-a dat producătorul. L-am sunat pe producător. Mi-a spus că i-a trimis banii. Am sunat înapoi la agenție, mi-au spus să vin după bani. Păi de ce, Doamne iartă-mă, dacă tu știi că l-ați dat banii, de ce nu-mi dai banii? Stau să mă milogesc, sunt sclav, dacă mi-ai spus că la ora 7 să fii pe set cu hainele tale și cu make-up-ul tău. Și dacă se poate să aduci 2-3 ca să fie, că nu știe exact ce nuanțe vor, știi? Ei nu știu, pardon. Dacă eu la ora 7 am fost pe set, după 3 luni de zile, că oricum îți bagi joc de mine, că timp de 3 luni de zile fac datorii de 4 ori mai mult decât ar trebui să iau de pe rolul ăla de rahat și banii ăia de rahat, de ce nu-mi dai banii? Una care, efectiv, o agenție care mi-a dat efectiv lumea peste cap, am făcut o reclamă pentru piața internațională, trebuiau bănuții buni, chiar drăguți. După 3 luni de zile am sunat să le cer banii. Au spus că nu a plătit casa de producție românească. Îi zic, bine, am sunat la casa de producție românească. Bună ziua, George Burcea, sunt actor, dar n-am avut rol principal, o figurație, o chestie acolo mai specială, vreau banii. Păi nu ne-a plătit clientul. Păi de unde e clientul ăsta? Zice, păi din Grecia. Cum se cheamă? Eram cu laptopul în brațe. Păi la Tsantsikos. Am căutat, am găsit Tsantsikos. Am sunat la ea în Grecia. Și zic, ola, ola, George Burcea, sunt actor, știți reclama aia? Zic, da, că m-am uitat la ei pe site, era apărută de 2 luni de zile. Și zic, perfect, eu sunt unul dintre actorii aia de acolo, am sunat la casa de producție și la agenție și au spus că nu ne-ați dat banii. E adevărat că eu îmi vreau banii. M-am certat cu aia, m-am înjurat, în 5 minute mă sună agenția, agenția de casting, să-mi spună că a sunat casa de producție din România, să-mi spună că a sunat clientul din Grecia, că mâine o să-mi bage banii. După alte 10 minute, m-a sunat tipa de la casa de producție, casa mare de producție din România, să spună: George, îți mulțumesc foarte mult că ai sunat, că uite o să ne dea bănuții. Dar te rog frumos să mai faci.
Bă, prietene, sunt actor, ok, fac și producție dacă trebuie, dar nu e treaba mea, eu ca actor, să mă milogesc, să-mi dai banii. Nu se poate așa ceva. Bineînțeles, o agenție de aici și de prin jurul acestui hotel, după 4 luni și jumătate, deși trebuiau 3 luni de zile, nu m-au dat banii și am fost țăran moldovean, pentru că sunt din Moldova și când mă enervez, chiar mă enervez. Și am zis, băi, Ancuța, te rog frumos, dă-mi banii. Burcea, n-am bani, o să-ți dau bani de acasă, dar să știi că nu te mai chem. Și zic, bine, mă, dă-mi banii, vreau banii mei, înțelegi că sunt banii mei. Și zic, mâine dimineață la ce oră deschideți? La ora 9, îi zic, la ora 7 sunt la voi. La ora 7, vă jur, la ora 7 eram acolo. Cu cafeaua frumos, cu țigărică, am stat acolo. Și a venit domnișoara Claudia, Claudia o cheamă în Ancuța, și a venit domnișoara Claudia, vă jur, m-am simțit, iertați-mă, ca o prostituată. A pus bani într-un plic, mi-a numărat în față, a pus bani într-un plic, vă jur, l-a aruncat, ia. Dar să știi că nu mai lucrăm. Au trecut 4 ani. Niciodată nu m-a mai sunat. Și pe lângă asta, m-a vorbit și foarte rău în viață. Deci frica, frica, pe mine asta m-a urmărit și rușinea că nu o să mă mai cheme și frica faptului că de mâine nu o să mai fiu chemat de agenții. Și s-a întâmplat și cu agenția asta și cu mai multe agenții să nu mă mai cheme într-adevăr. Și să zică, Burcea, lista neagră direct, păi ce cere vine și cere mai mulți bani? Păi de ce cere mai mulți bani? Sau cu castingurile alea, că am primit și eu alea cu castinguri, păi tu îmi dai, mă, 3.000 de lei, două țări, trei țări, exclusivitate pe categorie de produs un an de zile, îmi dai 3.000 de lei, buyout-ul 1.200 de lei. Bro! Bro! 1.200 de lei buyout-ul în două țări? Nu se poate așa ceva. Dar știți ce e trist? Că din frică, din necesitate sau de rușine, îi găsesc. Îi găsesc că e agasă și filmează. Și pe partea înțeleg, pe partea sunt frustrat, pe partea înțeleg. Vine lumina, vine apartamentul, mai ai copil, mai de îmbrăcat, mai ai un parfumel, te duci la teatru, că trebuie și la teatru. Dacă ești actor independent, că sunt actor independent, colaborator al Teatrului Național, n-am jucat de un an de zile, vă dați seama, în casă joc singur, vă dați seama că până să-mi dea teatru banii, trebuie să-mi cumpăr eu o bombană, o acadea, să plătesc RATB-ul, motorina, cu ce, de unde? Dacă tu îmi dai mie 1.200 de lei pe buyout și te folosești de imaginea mea și, într-adevăr, cum spunea și Cosmin, nu mai prind altă reclamă la produsul X sau asemănător, că nu mai prind. M-au păcălit unii și gata, termin cu asta, m-au păcălit unii 2012. O agenție, am semnat un an de zile la un medicament. Scrie acolo plus încă un an prelungire, banii 50%. Dar într-un alt articol mic, 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 pe un rând duleț mic, știi câți ani erau? 5. 5 ani. Și am făcut pe 350 de euro o reclamă la care am fost 5 ani, foto, video, TV, redifuzare și s-a ajuns în ultima redifuzare să-mi dea 125 de lei. Că, deci era 75, 50, 40 și tot scădea. În fiecare an scădeau suma. Și ultima oară, vă jur, e la Unire agenția, Burce, hai să-ți iei bănuții pe... Da, păi nu vin, vin. Și mi-au dat 125 de lei, mi-au pus pe masă, m-am uitat la ei, m-am uitat la doamna aia, vă jur că am început să plâng. Ai zis, băi, ceva? Lasă-i mai aici, dă-i paștele mamilor de bani. Lasă-i că plec. Da, curaj. Ne trebuie foarte mult curaj. Trebuie să vorbim, trebuie să fim uniți. Și să avem încredere că lucrurile chiar se pot schimba. Și eu am încredere și noi avem încredere și cei care sunt acolo în online cu siguranță au încredere. Și da, haide să ne unim și să schimbăm puțin sistemul ăsta, mama lui de sistem, că ne-am săturat să fim hăituiți și v-am spus, m-am săturat să-mi fie rușine și să-mi fie frică. Frică că ce? Să-mi fie frică să sun agenția X, să-mi cer banii, drepturile mele? Păi bro, iartă-mă, poate chiar am nevoie de bănuții aia, iartă-mă. Mi-ai spus să vin la casting, mi-ai spus să vin la recall, m-ai pus să vin pe drumul nu știu unde la probă de costume, m-ai pus să-mi aduc și ginși de acasă. După care m-ai pus să vin și la ora 6 peste nu știu unde, că n-ai mașină și vin eu cu mașina sau cu taxi. Poate mi-l decontezi, poate nu, că poate uiți. Și după aia nu-mi dai banii? Și ia puțin? Vă mulțumesc foarte mult și haide să facem treabă bună împreună. George, nu fugi, foarte scurt.
Probabil că multe voci din afara Breslei noastre te-ar blama acum. Păi cum, nu lucrezi pentru cele două monezi din industria asta? Expunere și experiență? Adică, uite, ai dobândit și experiență de jurist, chiar și de recuperator, din ce înțeleg. Oricum stai bine cu nervii, te văd că ești încrâncenat, chiar și pe sub mască. Microfonul. Iartă-mă că te întrerup. Nu se poate pentru că m-am săturat. Și pentru mine, și pentru alții mai mari, și pentru alții mai mici. Nu se poate, mă, să ne păcăriți, să vă bateți joc așa de noi în fiecare zi. Pentru că voi știți că noi nu avem, că nu suntem angajați sau colaborările sunt foarte... Banii sunt foarte mici, voi știți că noi nu avem și atunci vă bateți joc. Nu vine Cosmin, vine Burcea. Nu vine Burcea, vine Burciu. Nu vine Burciu, vine și oricum vine. Măriți-mă banii aia. Ah, încă una vă mai spun. Acum 4 ani de zile, și gata, iartă-mă, termin. Acum 4 ani de zile mă sună agenție de casting, undeva aici și aproape și asta, și mă sună Burcea, ședință foto la un parfum și reclamă. Un an de zile exclusivitate pe categorie de produs. Și zic, da, cum să nu mă bag? $100. Îi zic, cât? $100. Și zic, bro, nu, serio, vă bate joc de mine, efectiv. Nu vrei, nu. Bine. După 6 luni de zile, viața, energia ta a făcut în așa fel încât eu să mă întâlnesc cu unul din producătorii ăia român, cu ei au venit bănuții de afară pentru un parfum foarte scump și am stat cu el la o cafeluță, la două, la trei și a început omul să se deschidă. Știți care a fost bugetul? $1,000,000. Și mie mi-a dat $100. Și sunt multe povești. Sunt multe. Te rog. Iartă-mă, dar n-ar trebui să fie un șoc genul ăsta de buget. În general, bugetele din publicitate sunt oricum cu multe zerouri și e foarte important ce ai spus. E foarte important. Pentru, mai ales pentru opinia publică, care în momentul în care te vede pe tine că ai făcut reclamă la parfum, nu-și imaginează că poate te-au plătit cu prețul unui parfum, cât își imaginează că ești cel puțin acționar acolo deja. Pentru că tu ai vândut, tu ești imagine. Da? Că altfel s-ar filma directorul, nu? De la companie. Adică așa mă gândesc. Cum se dă el frumos cu parfum dimineața, pleacă la birou. Trebuie punctată chestia asta. Dar uite, aș lua tot ce ai spus tu și aș pune în 180 de grade și aș zice de mâine propunem ca normele să fie următoarele. Și aici putem reglementa foarte multe lucruri. În primul rând, sumele pe care se fac aceste prestații. Pentru asta chiar aș vrea să începem să avem un grup de lucru, să aflăm cât mai multe opinii din piață, să ralieze cât mai mulți actori la chestia asta. Tocmai că dacă nu-l ia pe Burcea, nu-l ia pe Cosmin Dominte, să nu-l ia pe Ionescu imediat după, Ionescu să zică na. Și să nu-i mai fie frică, pentru că acum nu te mai cerți tu cu producătorul sau cu angajatorul. Există o asociație, poți să spui, eu sunt actor, sunt model, sunt dansator, nu știu partea juridică, uite, îți dau numărul de telefon al juristului asociației și te descurci, că eu chiar habar nu am. Deci nu știu, am un impresar care se ocupă de mine. S-a deschis. Și vreau să zic că sperăm cu această, pe această cale să delimităm un pic cantitatea de calitate. Am încredere totală că se va întâmpla acest lucru cu voi, cu noi, cu toții. Apropo de ce spuneai, nu mă mai cert eu cu agenția, se ceartă oamenii, avocați, se ceartă avocați, se ceartă juriștii. Negociază, sper, fără cert. Negociază, așa. Mi s-a întâmplat o chestie foarte interesantă, cred că în 2013, câțiva colegi de-ai noștri actori aveau o asociație, încercaseră ei să facă ceva, un fel de asociație, să intri și să negocieze pentru tine. Și m-am înscris. Și după aia m-au sunat agențiile. Și le-am spus că nu, de astăzi nu mai vorbiți cu mine, vă rog frumos, vorbiți cu Dragoș sau cine era, nu mai știu cine era acolo la contact, și zic, vorbiți cu ei că ei vor negocia. 3 agenții. Știi ce mi-au spus? Da. Burcea, când termini cu aia, vii la noi. Până atunci nu. 3 ani de zile, când abia stat cu ei, nu m-au sunat. Deloc. Iartă-mă, aici o precizare importantă făcut. Știu, inițiativa a fost acum câțiva ani. Problema mare a fost că era un număr foarte mic de membri în această asociație și atunci evident că aveai unde să găsești backup. Și a doua problemă foarte mare este că, din păcate, căpătase tentă de agenție, cel puțin la nivel de prezentare în fața agențiilor de publicitate. Și atunci, evident, că au zis, sunteți agenție, veniți cu poveștile voastre și cu standardele voastre, las că mai sunt agenții. N-au perceput-o ca pe asociație. Aici e problema. Noi de asta am făcut această umbrelă mare, unde sunt oameni din teatru, film, muzică, dans, stand-up, etc. S-a mai extins un pic domeniul.
tocmai pentru că sunt probleme comune între toți oamenii din zonele astea și tocmai pentru că în momentul 2 tu ai o putere mult mai mare. A partir de o chestie huge. Nu ești doar nișa celor câțiva actori care au avut un pic de curaj și multă experiență și în sfârșit au zis hai să ne cerem măcar noi drepturile. Că atunci te nișezi foarte mult și evident ești ușor de eliminat din piață. Bine că nu s-a dus mai departe probabil povestea. Iartă-mă. Andrei? Da, ridicasem un pic mâna, sesizez o problemă comună în toți antevorbitorii de până acum. Fără îndoială că nu ce s-a încercat până acum n-a fost abordarea optimă. Pentru că, evident, nici nu a reușit. Tot ce înseamnă cadrul legislativ, și cred eu că de aici pleacă, de fapt, problema, este ușor depășit. Așa cum spunea și domnul Titieni în prima parte a discuțiilor, suntem într-o perioadă de schimbare foarte acută și foarte bruscă. Trebuie să ne adaptăm, iar asta, perioada asta cu pandemia ne-a forțat un pic să facem niște pași înainte. A fost acel șutuleț, cum se spune, care ne-a împins un pic înainte. Suntem în ianuarie, nu? Luna asta și cea viitoare, de obicei, numărul producțiilor scade. Deci, felicitări, dragi colegi, avem 13 luni de când șchiopătăm. Începe să se simtă. Pe de altă parte, observăm și niște oportunități la orizont. Modificările care urmează să se întâmple pe structura legii 8. Și aici ar trebui, George, ceilalți, haideți să ne vedem mai des la masă, să ne apucăm să punem cu pixul pe hârtie ce avem de propus. Avem oportunitatea să facem asta, astfel încât structura a ceea ce avem noi în spate să poată să ne ajute să ducem mai departe aceste probleme, să încercăm să le aplicăm efectiv, practic, niște soluții. Pentru că pe abordările, întâmpinând problemele de până acum pe abordările precedente, vom ajunge la același rezultat matematic, din păcate. Trebuie schimbată un pic abordarea și găsit o soluție un pic mai... Și soluția cea mai rapidă, tocmai ca să evităm o greșeală, să învățăm dintr-o greșeală, de fapt, care s-a făcut, soluția cea mai simplă este să nu vorbești tu pentru tine cu cel cu care vei colabora, evident, ci să vină acest factor, această asociație, printr-un reprezentant al ei, care poate fi Andrei mâine, să zicem, și să explice, domne, uite, agenția X, actorii ar avea niște propuneri. Care? Toți. Ei, toți. Află tu care e ăla care nu e în asociație mâine, da? Și atunci tu deja stabilești un protocol și o chestie amiabilă. Și n-are de ce să se supere pe tine, pe Cosmin, se supără pe Andrei. Andrei le zice, îi pupă pe creștet, băi, sorry, dar trebuie să ajungem și noi în 2021, că asta e viața. Deci există tool-urile, fără să mai facem greșeala de a fi ăia războinici, ăia care știu, care au aflat cât e bugetul, care vor un pic mai mult. Îți dai seama dacă la un buget de 1 milion de euro ți-au dat 100 de euro. Știu ce și ai, bă, oameni buni, vă rog eu frumos, chiar de la obraz. Am înțeles că e bugetul, am înțeles că regizorul e plătit de vreo 20 de ori mai mult. Nu puteți să măriți și mie bugetul? Măcar să-mi permit să cumpăr parfumul, nu? Că nu cred că era 100, nu? Păi, iartă-mi, era 100 de dolari, un parfum e sigur mai mult de... Capacul, exact. Da, și gata, termin, iertați-mă. Da, asta trebuie să se întâmple, dar pentru lucrul ăsta avem nevoie ca ai noștri colegi, indiferent, sunt actorii, dansatori, indiferent, să se înscrie sau să fie, să ne ajute și să luptăm împreună, că degeaba luptăm noi trei amărâți, că dacă restul nu vor să adere. Să creadă mai mult decât să lupte, de fapt, e să creadă și să vă dea voie și să ne dea voie să vă dea voie, în principiu, să puneți bazele. Să ne dea, da, suntem toți în asociație și mă bucur, asta ziceam la început, că mă bucur că în sfârșit ne unim într-o formă. Uite, honestly, eu sunt în industrie de 17 ani și la început eram mai puțin, puteam să modificăm noi anumite lucruri, dar acum sunt mult mai mulți artiști în piață și atunci ne era frică și nu o să vorbim, dar am putut să reglementăm pentru că nu eram mulți. Și da, mă bucură să văd că, uite, suntem aici și facem lucruri. Suntem și pe Facebook și pe Insta și ne urmărește o grămadă de lume care, by the way, și ție toată lumea aplauze, bravo! Se regăsesc mulți în situațiile astea. Da, veniți în muze și hai să facem schimbări. Vreau să mă întorc un pic la cesiune pe pasiune, să nu uităm de ce suntem azi aici, da? O campanie de informare o campanie de informare. Îl avem alături de noi pe Mario Demezzo. Bună, bine că
Eram curios, m-am uitat, acum eu nefiind din industrie, nu știu să spun repede un actor care este imaginea unui parfum în străinătate, dar am găsit-o pe Natalie Portman, că este imaginea lui Dior, și eram curios dacă tot 100 de euro a primit când, 100 de dolari a primit când a filmat. Eram curios, o curiozitate naturală cumva. Am înțeles ce ați zis de legea 8 și sunt de acord că poate să fie o soluție, însă cred că soluția este mai complexă de atât. Nu cred că există o soluție magică, pentru că dacă ar exista, cineva ar face-o și puf, be gone. Dar una, legea 8 este o componentă a soluției, o altă componentă a soluției este educarea sau diferite campanii de educare către actori, către agenții chiar, campanii de informare către actori și către agenții în același timp. Putem să intrăm și în ce vreau să spun cu asta, dacă nu e foarte clar. Și cred, am mai spus asta și cred că s-a mai și menționat și aici, însă eu cred foarte tare că soluția de fapt ar sta într-un code of conduct, dacă vreți, un cod etic sau un cod al actorului sau pe care cineva, nu știu, poate o asociație, hint, să-l facă, și actorii care sunt în acea asociație să respecte acele standarde. Adică, domnule, eu nu vin să lucrez pe 100 de dolari. Și cu cât crește asociația, tu știi exact cum ai zis tu, Răzvan, mai devreme un pic, tu știi că din asociația ta, domnule, nimeni nu lucrează pe 100 de dolari. Și dacă în timp ajungi să iai pe cei mai buni în asociația ta, nobody's gonna fuck with your mind anymore. Plus le dai curaj celorlalți, că de-aia am făcut asociația. În primul rând am vorbit cu persoane pe care le cunoaștem, cu artiști pe care îi cunoaștem și care știu valoarea, știu să se respecte și nu mai au rușinea și frică, au depășit momentul acela pe care îl spuneai tu, George. Da, este nevoie fix de ce ai spus tu și mă bucur că în sfârșit a luat contur. Eu vreau să corelez un pic ce ai spus tu cu ce a spus Andrei, apropo de cadrul legal. Problema este că și dacă ar exista cadrul legal pentru absolut tot. Bine, statutul artistului introducem tot la cadrul legal. În această zonă independentă, degeaba avem cadrul legal dacă nu avem mijloace și nu avem instrumentele. Și fac referire la ce am zis mai devreme de sindicate, în zona aceasta, tu mai treci printr-un filtru. Dacă ai o problemă, mai ai un mijloc la care să apelezi. Ai sindicatele până să te duci la calea finală de instanță. În alte situații, mai ai căile administrative. Din păcate, în zona asta, tu ești nevoit să mergi direct la varianta finală. Și anume, să te duci direct în instanță cu problema ta, nefiind niciun alt filtru, nefiind niciun alt mijloc de apărare pentru tine. Și de aici pornește toată problema și de aici toată destabilizarea și de aici toată lipsa de curaj și de lăsarea în a lua atitudine. Acum cred. Așa. Dacă tot s-a deschis subiectul ăsta vis-a-vis de partea de educare și comunicare și așa mai departe, pot să vă fac o propunere, poate pentru ediția viitoare, având în vedere că am de-a face și cu zona de producție, pot să invit și zic eu că găsim și pe cineva care să ne accepte invitația, să ne vină alături din partea de casting, să putem discuta cu ei, să cerem și părerea de dincolo de gard, ca să zic așa, și să încercăm să ne dăm seama unde se pot îmbunătăți lucruri, apropo de a pune întrebările pe care de obicei n-apucăm să le punem, poate, sau de a informa pe aceia care n-au apucat încă să discute cu un astfel de departament deschis și așa cum o facem noi aici, fără nicio problemă. Am o întrebare, stai, iartă-mă, nu, că am o întrebare. Rămăsese data trecută că îi invitați pe cei de la Credidam să vină să participe cu noi, nu văd pe nimeni la masă, ați uitat voi să-i invitați? Acum putem să fac o chestie politică, să zic că și noi suntem membri pentru că suntem interpreți. I-am invitat, am insistat un pic cu invitația în sensul în care am reamintit azi și ieri despre asta și ni s-a promis că o să avem un răspuns săptămâna viitoare. Deci ne obligă să facem și săptămâna viitoare încă o sesiune pe pasiune. Promit că vin. Cred că vor veni pentru că am avut un dialog mai lung pe subiect.
Am vorbit cu cineva de la ei, nu chiar funcție de conducere, dar mi-a spus că sunt la curent și cu campania și cred că ar fi interesant să conturăm împreună niște soluții de a promova lucrurile astea mai departe. Mai ales că inclusiv acolo sunt niște probleme vis-a-vis de normele astea care momentan sunt doar de la sine înțelese, dar nu au o formă scrisă. Și aici iarăși foarte, foarte corect și foarte important să creăm un cod de etică. Deci am invitat Credidam, sper să ni se alăture. Mai invităm o dată UCMR, sper să ni se alăture. Iar Andrei, n-am înțeles foarte clar la ce gen de entități te-ai referit, dar fiind producător, bănesc te-ai referit la agențiile de casting, de care vorbeam mai devreme un pic pe partea de probleme cu contractare. Agenții de casting, case de producție, case de discuri, adică chiar aș vrea să văd, adică mi-aș dori să văd toată lumea că participă la dezbaterile noastre, pentru că le putem da dreptul la replică. Poate nu știm noi toate problemele lor și ar trebui și ei să vină să și le expună. La asta mă gândeam când, pentru că am văzut așa câteva priviri întrebătoare când am zis de campanii de informare. Campaniile de informare către actori, de exemplu, ar putea să fie din partea celor mai experimentați și hârșiți, dacă vreți, prin relația cu agențiile, în care să îi pregătească și să învețe să nu se vândă atât de ieftin și să țină la darul pe care l-au, să pună valoarea corectă pe darul pe care l-au. Actoria este un dar cu care nu ne naștem toți, din păcate, și sau, mă rog, din fericire, nu știu. Și atunci ei să pună valoarea corectă pe darul acesta pe care l-au primit. Asta poate să fie o campanie de informare cu ce înseamnă etica în teatru, ce înseamnă standarde, ce înseamnă moral, unde tragi linia și așa mai departe. Iar campaniile astea pot să fie către studenții de la IATC. Nu știu, poate să fie, a fost domnul Titieni aici, poate să fie un curs, eu nu știu, poate există etica în teatru, curs în IATC. Iată. Da, bravo, exact despre asta e vorba. Bravo, deci eu cred că un curs de etică în actorie ar fi senzațional din multe puncte de vedere, pentru că există dezbateri, serios vorbesc, există dezbateri între, să mă iertați că nu vreau să intru în ele, dar sunt între un actor de telenovelă proastă și unul care joacă Hamlet. Și asta e o dezbatere etică. Ești actor dacă joci în telenovelă proastă sau ești actor dacă joci doar în Hamlet? Sau în... Dar plecând de la astea filozofice până la astea mai pragmatice. Ce faci când vine o casă de producție la tine și zice îți dau 100 de euro să joci într-o reclamă? Deci asta este educație și... Ți-l dau eu ca să nu mă mai chemi. Punctul meu de vedere, un curs de etică în teatru către actori ar fi senzațional. Asta pe partea de actori. Iar pe partea cealaltă, de case de producție, de agenții de advertising, de agenții de casting, de asemenea poate să fie o campanie, dar nu campanie de educare, că asta e un pic prea mult zis, dar discuții din astea, cum avem noi de 3 săptămâni sau de când avem, asta e a treia ediție, cred, la care să participe și să înțeleagă și din partea cealaltă a mesei cum stă treaba și să înțeleagă și cum se simte actorul, să înțeleagă și cum se simte, care e valoarea lui. Că eu nu pot decât să-mi imaginez cât de umilit te simți după ce ai făcut ani de zile de școală să vină o agenție la tine să-ți spună îți dau 100 de dolari. Nu pot decât să-mi imaginez. Te simți efectiv umilit și cred că este un sentiment care nu ar trebui să aibă ce să caute în societatea noastră, cu atât mai mult într-o profesie pentru care muncești, pentru care, adică nu e doar că apar și ții parfumul în mână și asta e tot ce faci, e un pic mai complicat de atât. Deci discuțiile astea pot să fie la punctul 2 pe care l-am menționat eu, cu campaniile de informare și educare, dincolo de partea legislativă, care cu siguranță ar ajuta, însă și codul etic cred că este absolut necesar dacă vreți să existe un standard sub care oamenii să nu coboare. Da, este absolut necesar. Mai există problema asta și
în partea de, în zona de modele, de exemplu, știu că în state, dacă ești model și vrei să faci o reclamă, trebuie să faci un curs de actorie, că știu că și la noi există problema asta, dacă nu ai terminat un ATC-ul sau whatever, facultate de actorie, înseamnă că nu ești actor. Trebuie să existe delimitarea asta foarte bună. Aș vrea să fac o remarcă un pic dureroasă, dar, mă rog, ai zice cu zâmbetul pe muze, că pe buze nu se vede de mască. Și să spun faptul că, da, în toate facultățile, pentru orice profil, se studiază legislația specifică profesiei respective, cadrul legal și așa mai departe. Și aș vrea să spun la un ATC ce ar putea să se studieze. Pentru că nu avem statut al artistului, nu avem un cod etic. Legea 8, asta nu ține chiar de domeniul lui să-l știe, dar cadrul legal de desfășurare efectivă a activității, și anume, mă rog, mă duc generic, atribuții, obligații, drepturi, astea ar trebui prevăzute într-o lege specifică, într-un statut, într-un cod etic al artistului. Iar el nu există, automat nici nu avea ce să se studieze. Există chestii care se pot studia, există o bază. Un student de la actorie, când iese pe ușă, după ce a terminat, nu știe diferența dintre plata pe zi de muncă și plata pe drept de imagine și drepturi de autor. Bun. Se duce, după mentalitatea, cum am spus și mai devreme, specific cu ghilimele de rigoare românească, la ziua de muncă, ca la fabrică. El nu înțelege că dacă iau 1000 de euro, banii aia de fapt sunt cât iei tu onorariul pe ziua ta de lucru, plus buyout, drepturi de imagine sau apas. Nici măcar asta nu se explică. Pleci de acolo și nu știi. Tu crezi că ești plătit la zi, dar nu înțelegi ce însumează plata aia. Corect. Corect, Cosmin, dar ideea e foarte simplă. Acum, haide să facem. Știm deja ce nu există sau în orice caz va trebui să mai povestim pentru că ține de educare, ține de informare, deci trebuie să evocăm toate chestiile astea. Dar v-aș propune să fim dinamici și n-a pune soluțiile ca o virgulă după fiecare problemă expusă. Apropo de ce ați spus acum și mai ales apropo de ce se studiază în aceste școli de profil, e foarte ușor să propunem și această informare, această educare, un curs, o pastilă, din când în când. Facem noi un seminar. Dacă Mario acceptă invitația, poate de acum la sesiunile acestea de cesiune pe pasiune, mai adăugând de fiecare dată un subiect extra, cum facem acum de fapt cu zona de actorie. Poate data viitoare discutăm un cod etic al actorului sau al artistului, la modul general. Chiar cred că ar deveni din ce în ce mai interesant. Aveam niște propuneri trimise pe Facebook pentru că n-a putut să intre cu noi pe Zoom de la Horațiu Coldea. Nu o să am acum cum să fac un conspect în câteva pagini, dar ne-a trimis niște lucruri din legislație internațională foarte, foarte benefice de care ne putem lega pentru a contura ce a spus și Irina Dinauri. Tot ce înseamnă cod etic, statutul artistului și așa mai departe, ele nu există, există în conștiința noastră acum. Și vă propun să existe și în dorința și în intențiile noastre și de mâine să existe scrise undeva frumos și regulamentar. Da, hai să fim, Răzvan, tu ai perfectă dreptate. Dacă este să fim pragmatici, hai să vedem ce putem face și care sunt pașii următori. Eu vin, tu nu poți să mă chemi cât de mult pot eu să vin. Deci nu există asta. E promisiunea mea față de voi, dar nu doar față de voi. Să ne înțelegem, voi sunteți singurii care mă chemați. Deci nu a existat nimeni în cele 8 luni de zile de când eu sunt la Orda, nu a existat nimeni să mă cheme și eu să nu vin. Voi sunteți singurii care mă chemați și nu mă veți putea chema cât să nu vin eu. Asta este promisiunea mea față de voi. Dar cred că ar trebui să fiți dincolo de actor și înțeleg că este un efort pe care eu vă recomand să-l faceți. Ar trebui să fiți pragmatici și să faceți un grup de lucru din actorii al actorilor în care eu n-am ce să caut, că eu nu sunt actor. Dar doar voi, cei care vă izbiți, faceți un grup de lucru de 5, 7, 8, 10 actori care să facă efectiv un cod etic al actorului. Bă, ce am vrea să fie în codul ăsta etic? Care să fie perfectibil. Nu perfect, că nimic nu există document perfect. După care îl scoateți în dezbatere publică. Voi între voi, între actori, faceți exercițiul ăsta de transparență, îl scoateți în dezbatere publică. Bă, noi la asta ne-am gândit.
Voi cam ce ați mai vedea în plus față de asta pe el? Și lasă oamenii să arunce. Fă-l un Google Doc sau fă-l ceva unde oamenii să poată efectiv să arunce. Și după ce oamenii au aruncat tot ceea ce se pot gândi ei, luați-l voi din nou în grupul vostru de lucru de 5, 6, 8, 10 oameni și periați-l. Și veniți cu un draft destul de final. Și grupați-le pe clustere, grupați-le pe categorii și veniți cu un draft destul de final pe care îl prezentați din nou actorilor. Și îți arăt că dacă se va întâmpla asta, pentru că este o chestie de ou și găină, cine a fost primul, știi? Noi ne plângem că nu avem statut, dar nici nu-l face nimeni. Și pentru că nici nu-l face nimeni, nici nu avem statut. Dar în momentul în care va exista un statut și actorii vor vedea că există, vor veni către voi și vor zice, bă, vreau și eu la statutul ăsta al vostru, că nici eu nu vreau, frate, să fiu plătit cu 100 de euro pe oră. Vreau și eu la statutul ăsta. Păi uite, prietene, dacă vrei să fii, vino încoace, semnează aici o adeziune că ești membru muze și hai încoace. Și o să vezi cum o să crească și o să... Așa, asta e pe concret și pe acțiuni și activități. Da, ai zis 100 de euro pe oră și toată lumea zis, ok. Acel zicem bine, ok, acceptăm 30 de ore de filmare, ok. Noi bugetarii de lux gândim, am glumit, salariul meu e public, e pe orda.ro, la secțiunea salarii, îl găsiți acolo, nu este de mare, am glumit doar. Pentru că ai ratat prima jumătate a sesiunii, să știi că ne-am dat număr de telefon personal de vreo două ori deja, tocmai pentru a face ce ai propus tu și anume pentru a invita toți actorii, toți artiștii să arunce cu aceste probleme către noi și noi să le punem într-un coș și să începem să cernem. Și cu siguranță asta vom face o idee foarte bună. Am notat deja două idei de la tine. Îți zic ca să știi că dacă o să auzi că vorbesc de ele, îmi asum că le-am împrumutat de la tine. E vorba de acest cod etic și este vorba de cursul de etică și sunt proiecte pe care o să începem sigur să le conturăm. Da, îți dau ție drepturile pe idei, nu-i nevoie să spui că-s de la mine, e ok, sunt ale noastre aici, nu mai contează ale cui au fost, asta în primul rând, în al doilea rând n-aș vrea să rămân dator, 0722-368120, e numărul meu de telefon, oricine, oricând mă poate suna fără absolut nicio rezervă, 0722-368120, de asemenea, la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, dacă sunați pe numărul de fix și eu cumva nu sunt în birou, se mai întâmplă să fiu la întâlniri și cereți de la colega mea de la secretariat numărul meu de mobil, ea are responsabilitatea de la mine să-l dea oricui îl cere. Deci dacă cumva sunați și nu vă dă numărul meu de mobil, vă rog să-mi spuneți. Nu o să se întâmple nimic rău, doar o să mă asigur că data viitoare îl dă oricui îl cere, deși sunt convins că îl va da pentru că am făcut lucrul ăsta destul de clar. Deci 0722-368120 e numărul meu de mobil, oricând sunați-mă fără... Ah, ia uite, sună cine, glumesc, nu sună nimeni. Întreba cineva dacă faci toate aceste lucruri și ești atât de deschis doar pentru imagine. De la ce emisiune de Cancan, scuză-mă că întreb, Elena? Nu, au fost artiști care au întrebat acest lucru, nu vreau să dau nume, dar... Adică... Scuză-mă, aici... În privat. Iartă-mă, te-am tăiat eu. Aici o problemă, scuze, pe care am întâmpinat-o și noi chiar ieri și azi la niște discuții cu o instituție de stat, pentru că nu s-a înțeles acest activism. Oameni buni, vreau să o lămuresc eu pe asta, nu în numele lui Mario, că sunt situații distincte, sigur, dar muze nu face activism pur. Dacă era așa, vă zic sincer, salvam pisicuțe aflate în primejdie. Adică făceam niște lucruri care poate ard și mai rău și unde n-are cine să rezolve problema decât o mână umană. Noi ne dorim un pic mai mult decât atât. În primul rând, trebuie să facem activism la început cu toții. Nu zic de fondatorii muze, vai, vai, suntem la un prezidiu. Nu, mă refer la toți membrii muze azi. Facem un sacrificiu ca să normăm o industrie, da? Și să o aducem un pic la zi. După care cu toții o să avem un tool care o să ne ajute. Da? Mâine se duce Cosmin la filmare și când îi zice cineva, băi, poți să viști tu pe 90 de euro, că uite, Burcea a cerut 100, Cosmin poate să zică, domnule, stai că eu sunt într-o asociație, dă-mi și mie tot 100. Mamă, ce câștig. Bun. Deci asociația asta ne ajută, Conex, evident, pentru tot efortul pe care îl depunem acum, pe viitor, să avem un statut un pic mai ok. De asta zic, eu nu l-aș numi activist pur. E un tool pe care îl creăm și după aia îl folosim. Iartă-mă, Elena, dar aici chiar am ținut să fac precizare pentru că, repet, o instituție de stat sau, mă rog, niște reprezentanți ne-au întrebat, domnule, dar de ce vă agitați voi pentru artiști? Dar de ce vă agitați voi pentru indemnizație? Ca să lămurim și asta, nu am consiliat sau consultat pe nimeni pentru indemnizație contra cost, ba din contra.
credem că e un minim de implicare pe care îl putem avea acum. Nu văd ce speculații ar putea apărea vis-a-vis de această indemnizație. Ce credeți că facem noi, o asociație cu indemnizațiile membrilor? Să răspund și eu atunci la întrebare, te rog. Eu am 15 ani de experiență în zona ONG-urilor. Am lucrat la Fundația Principesa Margareta a României și la Asociația Habitat for Humanity România. Am fost președintele Uniunii Editorilor din România și CEO la grupul editorial All. Este prima slujbă în administrația publică centrală pe care o am de 7-8 luni de zile. În rest am 25 de ani de muncă în mediul privat. Numărul meu de telefon mobil a fost dintotdeauna public și cred că dacă veți căuta, dacă veți da un Google search, am același număr de telefon de vreo 10 ani de zile și cred că îl veți găsi dacă dați un Google search, fie de la editura All, fie de la Uniunea Editorilor din România, fie de la Habitat for Humanity. Întotdeauna, în toate locurile de muncă pe care le-am avut, instrucțiunea către toți colegii mei a fost că oricine mă sună și vrea numărul meu de telefon îl poate primi mobil. Eu am făcut strângere de fonduri, am fost unul dintre pionierii în strângerea de fonduri de la companii, corporate fundraising. În 2004 am început la Asociația Habitat for Humanity și întotdeauna am disprețuit oamenii care nu și-au trecut numărul de mobil pe cartea de vizită. I-am disprețuit și se întâmplă în companiile multinaționale deseori ca oamenii să fie atât de autosuficienți și atât de plini de ei, că ei nu consideră, că ei nu-și pun numărul de mobil pe care, atenție, pe care îl plătește uzina, pe care îl plătește compania la care lucrează. Ei fiind oameni de comunicare, deci el e director de comunicare, are un telefon mobil plătit de companie pe care nu și-l trece pe cartea de vizită. Cam ce îmi spune mie asta despre tine, despre mine și despre mine în relația cu tine. Deci i-am disprețuit pe acești oameni. Ăsta este motivul pentru care întotdeauna numărul meu de telefon a fost public, dar acum, dacă și glumim un pic, și dacă ar fi fost doar pentru imagine, bă, mie mi se pare că aș fi bun de tot, că n-am mai văzut pe nimeni să facă asta. Adică eu n-am mai văzut pe nimeni nici în sectorul public, nici în sectorul privat, la nivel de director general, care se iasă să spună în fiecare conferință, muze, public, ăsta e numărul meu de telefon mobil. Adică mi se pare că sunt chiar bun. Că e de imagine sau că o fac, că ăsta e felul meu de a fi, dar mie mi se pare că e în regulă, nu e chiar rău. Dar am mai spus asta prima dată, probabil că persoana n-a fost. Am mai spus asta prima dată, am mai dat explicația asta. Nu mi s-a întâmplat niciodată să mă sune nimeni la două noaptea, nici nu-mi doresc neapărat. Dar nu, deci oamenii sunt extrem de decenți. Și eu n-am nicio frică, iar ăsta e numărul meu de mobil personal, adică nu e numărul de la Orda. E numărul meu personal și e singurul pe care l-am. Și e singurul pe care l-am avut în ultimii 10 ani de zile, n-am mai avut altul. Dar oamenii sunt decenți și oamenii vin spre mine cu probleme și vin dorind ajutorul și solicitând ceva de la mine pe parte profesională. Iar eu sunt plătit să fiu acolo pentru ei și mai am un principiu de viață. Dacă tu muncești, este corect să muncesc și eu. Indiferent, și asta e principiul meu de viață în ultimii 15 ani, indiferent unde am lucrat. Mă rog, și înainte era, dar nu-l conștientizam, acum îl și verbalizez. Deci, deci am făcut lumină. Da. Oricând simțiți-vă încurajați să mă sunați, dacă nu pot să răspund, sun înapoi. Funcționez incredibil de bine, neașteptat de bine pe mesaje sau WhatsApp-uri. Incredibil de bine funcționez. Ați fi uimiți de orele la care vă răspund pe WhatsApp dacă îmi scrieți. Deci, fără nicio rezervă, dați înainte. Cool. Am primit răspuns că și pe noi ne-a întrebat lumea la fel. Dar faceți asta pentru imagine? Pentru ce? Ce? Aveți... Iartă-mă un pic. Sunt mulți, știu, Răzvan, calmează-te, sunt mulți care întreabă acest lucru, așa că... Corect, doar că... Aș reveni un pic pe subiectul de altă, dar am fost atenționat că mai avem, mă rog, vreo 30 de minute. Cine știe că putem să mai tragem de timp cu sala și aș vrea să fim eficienți. Mă bucur mult că s-a răspuns la întrebarea asta, pentru că și eu am primit-o de la mai multe persoane, oameni buni. Nu știu cât de mare scrie pe bannerul ăsta, dar scrie pe internet. Orda, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Cu ajutorul lui Marius s-a înfăptuit în sfârșit ceva ce noi am sperat că e o chestie normală, firească, și anume Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în primul rând face o campanie de informare în sensul ăsta, în al doilea rând vine în sprijinul artiștilor, utilizatorilor, titularilor de drepturi de autor, ca să nu mă mai abat de la definiția oficială.
Deci chiar mi se pare, pe lângă că e nobil, că în sfârșit are curaj să facă lucrul ăsta atât de public, era ceva ce noi speram să devină normalitate. Și cred că cu ocazia asta devine normalitate. Așa că hai să ne bucurăm cu toții. O să trecem la luările de cuvânt de pe Zoom imediat. Mai avem luările de cuvânt în sală. Elena, iartă-mă că te-am întrerupt. Radu și Lavinia. Bună seara, mă numesc Radu Mateucă, sunt actor, muzician, profesor de pian și autodidact în fluier irlandez. Mi se mai spune oaia neagră sau copilul nevrut al UNATC-ului. O să fiu foarte concis, am o problemă slash doleanță și o propunere. Prima problemă e legată de Credidam, în ultima vreme, mi se duce masca asta și mă enervează. În ultima vreme duc niște mici războaie, conflicte cu această instituție comică, dacă m-ați lăsat să o numesc așa. Dacă ar fi și niște premii pentru chestia asta, cred că le-aș acorda lor premiul pentru cei mai buni comedianți. Și acum o să spun și care este problema. Am făcut două reclame la Bringo în 2019 și în 2020, cu care am mers. De fiecare dată când am avut contractul, am depus tot. Am făcut fișe de repertoriu, am dus contract, am fost la zi. Când am depus pentru Bringo Back to House, reclama Back to House... Stai un pic să te întrerup. E vorba despre contractele pe care le-ai semnat cu o casă de producție sau cu o agenție de casting sau despre... Cu agenție de casting. Și cu ei ai avut probleme sau... Cu agenția de casting nu, n-am avut probleme. Am avut probleme doar la Credidam, că mi s-a spus că eu nu sunt apt să primesc acești bani pentru că ce fac eu în reclamă se cheamă lip-syncing, care nu este operă de art. Lip-syncing-ul este... nu este operă de art, e altceva. Nu știu ce. Iartă-mă, ajută publicul, te rog, cu o super scurtă definiție a ceea ce înseamnă lip-sync. Lip-syncing este atunci când se derulează o melodie pe ecran și tu practic o emiți. Adică... Și eu făceam ce am arătat mai devreme, pentru care nu mi-am primit banii respectivi. Pentru că eu nu fac operă de artă, eu fac probabil lip-syncing, care e altceva. Bun. Ideea e că acest credit am încercat să-mi primesc banii retroactiv. Întrebarea mea este cum aș putea să-mi obțin banii retroactiv de la Credidam, pentru că Credidam nu mai validează proiectele care sunt mai vechi de un an, adică respectiv din 2019. Asta ar fi prima întrebare. Atunci lasă-mă să intervin rapid, pentru că e o discuție pe care am avut-o înainte să venim aici. N-aș vrea personal să intru în conflict polemic cu alte asociații, mai ales asociații mari și vechi. M-aș bucura mai degrabă să reușim să facem lucruri împreună. Dar o să-ți răspund fix pe literă de lege. De ce pe literă de lege? Pentru că avem posibilitatea să ne exprimăm părerea vis-a-vis de legea 8, legea dreptului de autor. Legea dreptului de autor e un articol celebru, că altfel nu l-aș fi ținut minte, n-am atâta memorie, articolul 134, litera D, care prevede, așa e legea, care prevede că sumele colectate pe tot ce înseamnă drepturi conexe trebuie repartizate în termen de 6 luni de la colectare. Ăsta e motivul pentru care ce zici tu retroactiv nu funcționează. În același timp, aici mai este o chestie care intră în zona misterilor și iarăși deschidem cutia Pandorei, mai este gestiunea obligatorie, care presupune o strângere de fonduri și o acumulare pe termen de 3 ani de zile. Poate nuanța asta ai vrut să te duci, nu știu. Dar ce încerc să zic e că poate ar trebui făcută mai clară legea sau făcută o înțelegere mai clară asupra ei. Pentru că de multe ori, și aici am insistat și data trecută când s-a vorbit de Credidam și UCMR, care nu sunt niște instituții neapărat populare pentru o parte din membrii lor, aceste instituții funcționează în baza unui statut și statutul este dictat și votat de membri. Și aici să-mi fie cu iertare, dacă nu ne implicăm și nu comunicăm, o să fie foarte greu să schimbăm ceva. Dacă mergem la Credidam, la UCMR și zicem, domnule, uite, am identificat o chestie care nu acoperă segmentul meu de artă, de exemplu. Ce părere aveți? Și se ieșe, nu mersi, hai pa, ok.
atunci mi se pare firesc să te plâns, să cauți altă soluție. Dar dacă există o voință în direcția asta, să știi că lucrurile se pot rezolva. Am zis-o strict tehnic, nu vreau să intru în opinii subiective, ca să păstrăm decența discuției. Și aici, dacă vrea cineva să mă completeze, vă rog, eu doar am vrut să fiu așa un, cred că, burete, un factor de mediere. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Eu țin foarte mult la faptul că actorii, în diverse cazuri, fac diverse lucruri, printre care și lip-syncing, de care nu se știa până acum. Și asta este în sine opera de artă. Adică apari cu imaginea ta și acea imagine generează venituri. Eu am două videoclipuri peste care am făcut 5 milioane de vizualizări pentru care nu am primit absolut niciun ban. Fapt și pentru care sunt frustrat în momentul de față. Și acum, nu știu dacă... Dacă este normal și corect să schimb, pentru că eu înainte nu știam de lucrul ăsta la Creditam. Când am venit să semnez contractul, înțelesesem că această lege a fost schimbată acum cu câteva zile în urmă. Okay. Pot să-ți furnizez minim o soluție, dar zice două. Zic furnizez soluții în ideea în care lucrăm chiar la asta. Încercăm prin ceea ce vorbeam și mai devreme, prin acest statut al artistului să definim mai clar cine e artist și în ce condiții, să stabilim niște criterii, să fie o definiție clară, să nu fie o masă volatilă acest artist. Și atunci, deja pe ceea ce există în piață, dar nu e foarte clar în lege, după părerea mea, ce faci tu poate fi interpretat și ca pantomimă, și asta e o artă recunoscută de HUT, ca să mă exprim foarte legislativ. Doi, există acel COR, clasificarea ocupațiilor din România. Dacă tu poți duce chestia asta la nivel de meserie, îți demonstrezi că e o meserie, că e o artă în sine, de sine stătătoare, adică, iarăși ți-ai câștigat un drept, care va fi undeva prevăzut într-o chestie legală. Și aici te-aș invita să lucrăm pe partea asta, cum invit pe toată lumea, să identificăm acele nișe care nu sunt deloc reprezentate. Dacă o să căutați în COR, o să vedeți că la actor apar trei chestii și asta chiar e, asta e de premiat, dacă vrei, din punctul meu de vedere. La actor, la capitolul uriaș, actorie din COR, o să găsiți actor, artist păpușar și artist de circ. Și dacă nu cumva sunt, nu știu, de pe altă planetă, știu că mai sunt niște elemente în zona de actorie. E bine, alea nu există acum nicăieri legal. Deci aici cred că și noi va trebui, apropo de ce vorbeam și mai devreme, înainte să iei cuvântul, să ne dăm seama de probleme, dar să le și atacăm, să le și rezolvăm. Deci aici clar va trebui implicare. Uite, vezi, ai venit cu o problemă, dar cineva trebuie să o rezolve. Și acest cineva trebuie să o rezolve e neant momentan. Haideți să facem lucrurile astea. Noi are și Orda aici o responsabilitate și e o problemă mai largă un pic. Este o problemă și, dacă am înțeles bine, este o problemă și a actorilor de voce, nu, Răzvan? Este o problemă și a actorilor care fac, care dublează, de exemplu, teleshopping. Deci este o problemă un pic mai largă. Și problema este la faptul că există cineva, în momentul de față nu mai este o comisie, pentru că Orda a desființat acea comisie. Deci noi era o comisie care decidea dacă o anumită interpretare este sau nu prestație artistică. Acea comisie era la Creditam. Printr-o decizie a Orda, acea comisie a fost desființată pentru că nu a fost corect constituită. Comisia a fost desființată și acum este un singur om. Este un om. La Creditam există un om care teoretic ia fiecare reclamă în parte și decide asta este prestație artistică, asta nu este, asta este, asta nu este, asta este, asta nu este, asta este, asta nu este. Am avut o sesizare de la o actriță care ne-a spus că a făcut o reclamă, a jucat în ea, a fost foarte difuzată reclama și n-a primit remunerație pentru că s-a considerat, și vreau să nu mai folosesc acest impersonal reflexiv, Creditam a considerat, de fapt nu Creditam, un om de la Creditam a considerat că aia nu este prestație artistică. Dar acum, eu m-am uitat și eu care sunt instrumentele pe care le am,
și am cerut contractul pe care actrița l-a făcut. Întâmplător era o reclamă internațională. Am cerut contractul pe care actrița l-a făcut și mi l-a dat. Este un contract în care scrie actor și termenii sunt de actor și obligațiile sunt de actor. A fost într-un casting și mi-a dat șirul de mail-uri în care spune trimite-ne o probă, mergi pe proba, înțelegi? Deci lucruri pe care le face un actor. Ea a terminat un ATC-ul, deci este actor și a jucat într-o reclamă ca actor. Dar un om de la Credidam, adică și a fost cu regizor, cu scenariu, cu lumini, cu dublă, cu n-a fost bine, iau de la capăt, cum știți voi că se întâmplă, nu știu eu cum e. Dar este un om de la Credidam care a luat toate lucrurile astea, a zis, a, bine, atunci nu e prestație artistică. Și am cerut, în calitatea mea de director la Orda, am cerut de la Credidam, l-am rugat frumos pe Credidam să-mi spună cine se ocupă, care este pregătirea lui, care sunt calificările care îl fac pe el să poată să decidă dacă o prestație artistică, dacă un lucru, o reclamă, este prestație artistică sau nu. Și aștept răspunsul. Deci am vorbit cu persoana respectivă, cu actrița respectivă, am vorbit la telefon, i-am explicat că este un proces care o să dureze, pentru că nu e un proces... Pentru că și dacă dau o decizie eu nu pot să dau o decizie să-i dea remunerație, eu nu pot să fac asta, Orda nu face lucrul ăsta. Dar eu pot să dau niște decizii care să corijeze această situație specifică și punctuală. Problema este că dacă voi face acest lucru, cu siguranță, 100%, Credidam va ataca decizia în instanță. Și vom merge în instanță și ne vom judeca și la sfârșit e posibil să câștige Orda. Însă e un proces de durată. Asta i-am spus și actriței, să se pregătească pentru un proces de durată, pentru că, observ, eu sunt transparent. Nici nu-ți spun că te rezolv într-o săptămână când eu știu că te rezolv într-un an de zile. Sau că nu că te rezolv, că procesul va dura un an de zile, la sfârșit vedem ce zice instanța, că în momentul în care instanța a ridicat cu ciocanul, eu nu mai pot să decid nimic la Orda. Înțelegi? Deci aici e o problemă mai largă. Din punctul meu de vedere, legea este foarte bine scrisă și foarte clară. Din punctul meu de vedere este foarte clară legea. Am avut o discuție intensă și la un moment dat, dacă veți vrea, nu pe toți, că nu am cum să vă invit pe toți, dar câțiva dintre voi vă pot invita la noi la sediu la Orda să vorbim specific pe lege ca să vedeți. Din punctul meu de vedere, legea este extrem de clară. Orice este prestație artistică. Bă, orice! Inclusiv, pentru că nu poți să iei doar, există lege, există și reglementări internaționale, există inclusiv. Deci discuția este la reclame, de exemplu, discuția este dacă actorul interpretează operă literară sau, cum zice, sau operă scrisă. Dom'le, că nu e operă literară, dar sau operă scrisă sau literară, aici este distinția. Mă rog, eu așa știu. Așa, literară. Dar internațional... WIPO, care este World International Property Association sau ceva de genul ăsta, spune că inclusiv manualul de utilizare al unui frigider este operă literară, artistică. Inclusiv codul în română, în legea din România, în legea 8, scrie că inclusiv codul de programare, băi frate, serios, nu suntem pe creanga noastră, inclusiv codul de programare este considerat operă scrisă, operă creație. Bă, dacă codul de programare e considerat creație, limbajul de programare, nu suntem pe creanga noastră, adică noi venim să spunem că o reclamă la apa minerală în care eu spun Zen, cea mai bună apă minerală din lume, este spectaculoasă, are nu știu ce și nu știu ce și te fac, aia nu e o... Înțelegi? Deci e o problemă un pic mai largă, care nu are o rezolvare imediată, din păcate, dar care poate fi rezolvată în timp. Iar eu, nu numai în relația cu Muze, și în relația cu Flaviu Crișan, mi-am un alt actor de voce care are un alt grup de actori de voce și care a venit și cu care m-am întâlnit de mai multe ori,
inclusiv în relația cu el și în relația cu alți actori, mi-am asumat responsabilitatea aceasta de a face dreptate, dacă vrei. Pentru că e corect ce spuneți voi. Ce spuneți voi e corect. Doar că în acest moment și posibilitățile mele sunt destul de limitate de a acționa și durează și un pic de timp. Dar sperăm că modificările din legea 8 vor clarifica un pic și lacuna asta și alte lacune și lucrurile vor fi un pic mai bune. Dar tu ai dreptate 100% din punctul meu de vedere. Mersi, Radu, scuze, ne vor da afară cei de la Hilton. Mulțumim, mulțumim pe această cale. O să vreau să o las și pe Lavinia să spună ceva, ești ok? Da, sunt ok, voiam doar să mai zic ceva de scurt. Hai cu propunerea. Exact, propunerea vreau. Este legat de teatru de vară din Parcul Bazilescu. Cu mulți am vorbit, mulți nu știu despre ce e vorba. Ce-i parcul ăsta, ce-i teatrul ăsta de vară din Parcul Bazilescu? Este o clădire care nu se mai folosește din 1970. Și eu cred că ar putea să fie un spațiu foarte bun pentru artiști independenți. Se pot face multe lucruri. Este o arhitectură în stil vechi, cu gradene, cu o capacitate de 2000 de locuri. Și poate să fie un subiect de discuție pentru viitoare spații din București. Mulțumesc! Cine a pus pe ciuper? Ok, mă bag eu. Radu, vestea bună, cel puțin până la momentul ăsta, e că deja discutăm în Consiliul General al Municipiului București să identificăm o soluție prin care de aceste spații se pot folosi artiștii. Din punct de vedere legislativ, e un pic mai greu decât ne-am imaginat. Nu e niciun caz imposibil. Voință trebuie din toate părțile și cred că s-ar putea rezolva. Acum eu nu știu cum e specific cu clădirea asta, dar din ce am aflat până acum, există o multitudine de clădiri care efectiv stau degeaba. Nu mai vorbim de școli unde s-ar putea face repetiții acum că oricum sunt închise. Deci pe subiectul ăsta am avea mult de lucru. Aici, în principiu, din ce am, să zicem, identificat până acum ca posibilitate, trebuie creat un proiect cadru și îl inițiem cu mare drag. Asta înseamnă că nu putem fi beneficiari direcți și poate nici indirecți, depinde cine și cum interpretează. Dar cu siguranță, dacă alți artiști au nevoie de spații în care să-și desfășoare acum activitatea, ar fi bine să-și contureze deja niște proiecte, să încerce să identifice aceste clădiri, pentru că nu există o listă publică cu cele care pot fi date în folosință și să aștepte momentul în care se și poate aplica pentru acest tip de proiect. Noi ne chinuim până la momentul respectiv să creăm acest cadru sau să aflăm dacă nu cumva el există și doar nu ni s-a spus. Și noi mulțumim. Lavinia? Bună seara. Numele meu este Lavinia Chițu. Sunt interpret în limbajul mimico-gestual, mai nou limba semnelor române, pentru oamenii surzi. Până în pandemie interpretam în limbajul semnelor pentru oamenii surzi la concerte, festivaluri, piese de teatru, spectacole de teatru și așa mai departe. Și când a venit pandemia, am pierdut cam 100% din contracte. De ce? Pentru că ating o piață destul de restrânsă, pentru care majoritatea mi se spune, da, ai venit și tu și vrei să traduci pentru oamenii surzi, pentru o piață destul de mică, a venit o nebună care vrea să ne propune acest lucru. Când în afară astfel de lucruri se petrec absolut normal, mai ales în America, vorbind de peste 20 de ani în care marile concerte și festivaluri, și aici mă refer cu Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Meghan Trainor și așa mai departe, iar aici dacă mă duc să propun unui organizator, mi se spune, da, a venit și nebuna asta și vrea să facă în limbajul semnelor, când noi de-abia ne ajung banii să plătim artiștii. În pandemie am beneficiat de cât de două spectacole de teatru. Noroc că îl cunosc pe Alexandru Naghi, că altfel nu făceam nimic. Și am zis, Alex, hai să vedem dacă putem să facem, să accesibilizăm măcar, nu știu, câteva spectacole în pandemie. Pentru că, da, săracii, cum spun foarte multe persoane pentru comunitatea surdă, pentru ce să facem, de ce să accesibilizăm și limbajul semnelor pentru ei? Nu le ajunge la știri 30 de minute, ce rost are? Și atunci dacă le propun, bineînțeles nu mă ascultă sau închid ușa în nas.
Și vreau să-i mulțumesc pentru această cale lui Alexandru Naghi, pentru că în premieră noi am putut să facem, să accesibilizăm în limbajul semnelor și noi suntem numiți actori în LSR, în limba semnelor române, adică suntem pe scenă ca un actor și traducem și facem în limbajul semnelor. Nu stăm doar într-un colț, într-o margine. În pandemie am mai accesibilizat încă două concerte online pentru că a fost un eveniment caritabil și am acceptat. Dar ce vreau să vă spun este că până în pandemie, când am fost să vorbesc la marile anumiți organizatori de concerte și festivaluri, mi-au acceptat inițiativa, dar unii mi-au zis, da, îmi doream foarte mult și îmi doresc să accesibilizez și să traduc pentru mari artiști la nivel global care vin în România și o să vină, pentru că trebuie să se termine această pandemie la un moment dat. Și îmi spunea, dar nu știu dacă se poate. Stai să vorbim cu staful echipei, cu staful artistei, stai să vedem. Și eu în condițiile în care am dat search pe Google și am văzut că s-a accesibilizat un astfel de concert. Și anu, că îți dăm un concert așa de 5.000 de oameni. Și zice, vreau să facem accesibilizarea acestui concert pentru că oamenii surs chiar nu cunosc artiștii. Și atunci, noi cum putem? Că trebuie să accesibilizăm majoritatea toate concertele, festivalurile, chiar și piese de teatru, chiar și oameni care vin să spună poezii, povești pentru copii, absolut tot, pentru că, din păcate, acești oameni nu aud. Sunteți reglementați în lege, de exemplu în legea 8, nu știu Mario, poate știi tu aici dacă este inclusă și acea... Stai că e microfonul oprit. Din ce știu eu, nu. Evident, Elena întreabă doar ca să ridice problema și mai sus la fileu. Lavinia, ești pe grila de azi, ca să zic așa, și uite, cu ajutorul tău identificăm încă o nevoie din piață. Îmi imaginez că, din păcate, e o nișă mică încă. Gândește că actorii sunt o nișă mică în România, ceea ce e greu de înțeles sau de crezut pentru cine din zonă. Eu am avut deosebită plăcere și onoarea să te văd la un spectacol fix de al lui Alex Noghi, care e membru Muze. Imediat după ce a venit la noi la sediu și am vorbit exact despre ce spunea și Radu Mateucă, despre niște spații pe care ar putea folosi artiștii pentru repetiții, am venit pe Calea Victoriei, unde ați avut un spectacol în premieră. Știu că e regizat de el. E deosebit ce faceți, trebuie pus pe hartă, la propriu, trebuie pus în lege, trebuie pus în COR, din punctul meu de vedere cel puțin. Și vreau să menționez pentru cine... poate nu a fost în temă cu acest subiect până acum, că Lavinia este personaj principal sau artist principal într-un mic filmuleț pe care am reușit să-l facem până cu mai mulți artiști, se numește Ce ne-am face fără artă. Și cred că e din nou momentul să ne întrebăm ce ne-am face fără artă. Carta asta există doar dacă o definim. Iartă-mă, nu vreau să mă abad de la subiect. La nivel legislativ, cu siguranță, nu e nicio reglementare în sensul ăsta. Trebuie și promovat ceea ce faceți voi, nu doar reglementat. Pentru că prin promovare, prin informare, / educare, oamenii vor fi mult mai deschiși la a accesibiliza. Și aici, dacă vrei, te ajutăm cu mare drag, poate face un material informativ, îl publicăm pe unde putem, bănuiesc că foarte multă lume se distribuie, pentru că e ceva nou, din păcate, pentru piața noastră, ceea ce mă face să-mi dau seama cât de în urmă suntem. Mai ales că eu provin din familie de surs, părinții mei nu au deloc. Și atât, cu atât mai mult este determinarea aceasta atât de mare și da, uneori urlu foarte mult pentru că îmi doresc ca și drepturile lor să fie respectate, ceea ce nu sunt respectate absolut deloc. Iar asta cu știrile o jumătate de oră, sincer, este absolut de râs. Deci este de râs. Și ce vreau să mai zic, că până în pandemie am fost coach la niște filmări de lungmetraj. Eu n-am știut că acel lungmetraj, în momentul când m-a sunat unul dintre producători, cum a dat de mine, nu mai contează, îmi spunea că știam nevoie de tine pentru că în scenariu o să joace o actriță și o să facă limbajul semnelor și așa mai departe și am nevoie să ne ajungi. Și am zis, ok, bine, în română sau international language, că știu și pe cel în engleză, care este la nivel global. Puțin știu. Și am zis, da, cum să nu? Și am zis, ok, hai să vorbim de buget. Eu în condițiile în care n-am știut bugetul. Și îmi spunea, dar nu, că e 20.000 de euro.
Băi, și eram la început și nu știam cu ce să mănânc. 20.000 de euro, bă, că dacă să cer. Am cerut o sumă și mi-a zis, vezi că e sumă cam mare. Vezi dacă nu aș, dacă să nu cumva să spui nu știu ce sumă, că, te, că nu mai apelez la tine și apelez la altcineva. Și dumne, pe cine să iei? Că sunt puțini la nivel național. Cine să mai apuce de această meserie dacă noi la rândul nostru nu suntem sprijiniți? Și am cerut o sumă mică, 2.000 de lei, 3.000 de lei. În condițiile în care m-am dus la niște filmări pe la Giurgiu, la Mama Naiba, într-un sat uitat de lume, nu mai vă zic prin ce am trecut acolo, cred că a trebuit să scriu o carte legată de acest capitol, și aflu că acest lungmetraj a fost luat cu 500.000 de euro. Opa! Și am fost plătită cu 2.000 de lei. În condițiile în care regizorul și a făcut un atac de atac cerebral și așa mai departe, s-a dus în Franța, s-au stompat filmările, după care s-a reluat în momentul ăla, eram în Turcia, am fost plecat de 6 luni de zile, și m-a sunat o actriță, care, bineînțeles, mă prietenesc cu toată lumea, și mi-a zis la mine, uite, eu nu mai știu limbajul semne, am nevoie să mă ajut. Păi, dar eu știu dacă mai vrea producătorul să mă mai plătească, adică despre ce vorbim. Și îmi spun, nu că insist eu foarte mult, dacă nu era, poate eu nu mai luam încă o dată acel contract ca să se finalizeze lungmetrajul. Și nu mai zic, adică referitor la ceea ce au spus băieții legat de agențiile de casting și case de producții, da, este o bătaie de joc. Da, deci se bate în ultimul hal, da, pentru că noi nu țipăm, nu urlăm, nu ne cerem drepturile. Și sincer, adică un artist care are experiență și este cineva să fie plătit cu 100 de euro, 200 de euro, come on, it's not ok. Asta vreau să, am vrut să spun. Mulțumim. Iuliana, ne pare rău, este 9:30. Sperăm să nu ne dea afară. Trebuie să apeși pe microfon, scuze. Bună seara tuturor, nu venise cu gândul să vorbesc. Totuși vreau să fac cunoscută piața, segmentul modelingului din România, care este destul de... este foarte confuză, reglementată, adică foarte... Ce problemă este și cu ce ne confruntăm, că este foarte mult confundat cu prostituția, părinții nu-și doresc să își lase copiii să participe la evenimente, exploatarea este foarte mare, sunt copii totuși, au nevoie, bineînțeles, de o educare pe piața aceasta și de participarea la reclame și la prestații. Da, uite, cam emoții, nu vine să cred. N-am mai fost de mult în fața camerelor de luat vedere și nici nu m-am mai ieșit foarte des din casă. Ce pot spune este că avem nevoie să fim și noi puși pe hartă. Îndemn pe toți cei care mă aud prin intermediul internetului astăzi să participe și să fie și ei deschiși. Îmi imaginez că dacă eu am emoții, imaginez și ei ce emoții au la rândul lor. Iartă-mă, Iuliana, îți aduc un contract de cesiune să te mai dezgheți un pic? Acolo cred că foarte mult am luat parte din spate. Cu siguranță am foarte multe de învățat, adică mă simt și m-am simțit de foarte multe ori singură, cum poate și artiștii se simt. Eu sunt agent, practic, stau în spate, găsesc soluții, nu cele potrivite pentru voi, pentru că modelul este tot un actor, nu cele, pentru că nici noi nu știm la rândul nostru, adică nu este foarte ușor. Îmi imaginez că sunt foarte, foarte multe probleme care se pot rezolva împreună. De foarte multe ori mă gândesc că ceea ce s-a întâmplat în pandemie este de fapt o ieșire din starea de confort care ne-a dus mai uniți, mai dorni să schimbăm o industrie care practic nu are reglementări și nu ne-a avut participanți direct uniți. Ne-a avut pe fiecare cu vocea lui, fiecare în frustrări, pentru că la rândul meu și eu am foarte multe frustrări. Foarte multe plăți neîncasate, nu puneam penalități pentru că mi era frică să nu fim la rândul nostru judecați, să nu cumva să nu mai lucreze cu mine, să lucreze cu altă agenție. Piața este foarte mică. Vă pot spune că odată cu social media s-a ajuns la o extindere foarte mare. Orice om poate participa și dacă are facultate sau nu are facultate, poate să aibă un talent născut. Ca dovadă că se programează de la 12 ani, se vând jocuri și nu trebuie să fie absolvent Harvard. Practic este o
ce consider că ar fi bine să realizăm împreună, să ne unim și să găsim soluția cea mai bună și pentru toți care, adică pentru toți care participă în industrie, să nu arătăm cu degetul la celălalt, pentru că cu siguranță în momentul în care vine și ne explică, sper să existe deschiderea. Cu siguranță sunt foarte, foarte multe cheltuieli în spate. Am fost în toate punctele în industrie, mai puțin în partea de agenții. Sunt convinsă că pentru a avea suportul pe care noi ne-l dorim, și au nevoie de bugete mai mari sau poate de o credință mai mare în industrie. De foarte multe ori am vrut să renunț și în continuare mai am acest gând, adică nu sunt pe departe, tocmai pentru că nu am știut cum să iau problema. Nu tot timpul știi să citești legea, este contabilii pe de altă parte, nu știu să-ți dea sfaturile pe care ar fi poate cele mai bune. Noi nu am știut de indemnizație până când auzisem așa de la o altă agenție, nu știam de unde să prindem. Modelele au fost foarte supărate, de ce nu ne-ați ajutat? Este, cum să zic, este o latură care poate fi care oricum a fost adusă în evidență. Aici stă așa uleiul la suprafață, cum să zic eu. Și acum ce să facem? Mai este o vorbă care îmi place mie foarte mult. Am văzut-o într-un studio. Stați să mi-o aduc aminte, e rapid. Gratis nu există, ieftin nu rezistă. Cam asta este ideea. Vă mulțumesc foarte mult. E de ținut minte. Foarte, foarte interesantă intervenția ta și completează mult din ce am vorbit azi, în sensul în care tu vii din partea de behind the scenes foarte mult, ca experiență, nu numai evident, dar ai zis că ești agent. Bănuiesc că ai o agenție? Te-am provocat acum, ca să trecem de emoții un pic. Mă pornesc greu, dar și când mă pornesc nu mă mai opresc. Am lucrat practic înainte și am intrat în această industrie și pe o latură personală, de asemenea și pe o latură profesională. Adică a fost așa un mix, l-am descoperit în timp. Am făcut cu pasiune primii ani. Am fost cesiune pe pasiune și am încurajat foarte mulți oameni să vină, adică să fie reprezentanți prin agenția pe care eu am creat-o. Am fost foarte mult timp singură, am lucrat chiar și cu George la un moment dat, adică sunt oameni care am lucrat pe care îi cunosc, adică nu, de-a lungul timpului am lucrat foarte mult, am stat în spate, nu mă cunoaște lumea, adică probabil că după nume m-ar cunoaște, dar face to face nu cu toți am reușit să mă întâlnesc. Ce pot să zic este că avem nevoie de voi, aveți nevoie de noi, avem nevoie de producători. De ce te-am provocat la discuția asta? Pentru că pe Zoom acum scrie Irina Lalciu și văd că a pornit un trend, că tu practic ești din tabăra adversă, ceea ce se aplică în anumite situații, dar vreau eu să fac. Zic, aici vreau să fac lumină cu informațiile pe care le-am eu din ce am vorbit până acum. Tu ai încercat să setezi niște norme pentru cei pe care îi reprezinți. Știu că am vorbit despre asta și e un lucru care trebuie să ne inspire. Mai mult decât atât, ești un agent care vine acum în sprijinul artistului și zice hai să vorbim și hai să găsim o soluție împreună. Cred că asta ar trebui să se înțeleagă, fiindcă s-au inflamat foarte tare aici, s-au încins foarte tare spirit. Chiar de asta evitam să intru în discuție de astăzi. Mi-am dat seama că era ziua în care voi vrea să vă expuneți oful. Înțelegeți? Și nu era momentul ca eu să vin să vă zic stați că eu sunt de partea cealaltă. Ăsta a fost, poate și ăsta e motivul pentru care și mi-a venit căprioara în gura lupului. Ideea este că nu este, adică cu siguranță nu este așa cum se vede acum și sunt convinsă că poate pe mulți am supărat. Adică este posibil ca nu pe toată lumea să pot să fac fericită prin colaborările respective, adică încercăm și noi tot ce putem. Și pentru noi a fost extrem de greu anul acesta. Nu am primit suportul pe care ni l-am fi dorit. Nu este, adică nu este ceva, un rău pe care ni-l dorim să-l facem. Este o conviețuire, o simbioză care funcționează bine sau mai puțin bine în anumite părți. Cu siguranță nu pot să vorbesc în numele colegilor mei, sigur alte agenții au alte strategii, eu îi respect pe toți și tot timpul am spus că
Din contră, aș vrea să existe și o asociație a agenților cu bună credință și cu axarea pe a crea un cadru în care să lucrăm toți cât mai, cu cât mai puține frustrări, aș spune, că eu cred că acolo să fie din zona de curaj, să spunem ce avem de spus, să comunicăm, să fim ascultați. Pe de altă parte, să nu se exagereze, pentru că din partea cealaltă, noi lucrăm și cu, am lucrat și cu actori și pot să zic că au fost niște colaborări foarte reușite până acum. Actorii sunt diferiți față de modele, tocmai pentru că vin cu o altă pregătire și au și alte vârste. Și este mult mai ușor să lucrez cu actori, sau poate fiind proiecte provizorii, nu sunt proiecte recurente, sunt mai rare, atunci poate să fie ușor mai ușor de abordat. Adică vii cu o speță, o rezolvi, treci mai departe. Pe când la modele este foarte un domeniu în care necesită extrem de multă implicare, bugetele nu mai sunt mari pentru că ai o baltă și vin foarte mulți pescari. Și nu ai ce să faci, adică nu ai... Eu asta tot timpul mă gândeam, cât poate piața. Oare nu e bine să ne concentrăm, să aducem proiecte din afară în România și să fim uniți? Pentru că piața din România este foarte mică. Noi ne zbătem între noi și practic nu înțelegem că nu avem suficient pentru toți. Și atunci chiar mă gândeam, în momentul în care face o schimbare, tot timpul le propuneam modelelor: angajați-vă în altă parte, hai să refuzăm împreună, ne sacrificăm și noi ca agenție, putem să susținem, dar toți să facem același lucru. Adică să venim toți cu forța asta. Pandemia ne-a obligat și uite, avem niște indemnizații și putem acum să facem niște schimbări. Cu siguranță firmele au avut foarte multe probleme perioada aceasta. Multe sunt pe cale de dispariție și vin cu suport personal să mențină industria vie, să spun cuvinte mai... Iuliana, tu punctezi niște probleme din zona de modeling, care sunt foarte similare cu cele din zona de actorie, zona care ai lucrat, și cred că e un prilej să te întreb, modelul, fotomodelul, cum e definit? Are vreo lege care îl ocrotește? Te întreb pentru că sunt situații în care fotomodelul apare și în creații audiovizuale, da? Și uneori are chiar rol de actor. Indiferent dacă asta presupune o pregătire din domeniu sau nu, dar tot vorbeam, Mario, de contracte în care scrie actor și atunci te întreb cum e reglementat fotomodelul sau modelul. Mă întreb și eu asta. Atunci e clar. Mă întreb cum e reglementat modelul, mă întreb ce le spun părinților de foarte multe ori, mă întreb multe și chiar îmi doresc să nu se ignore aspectul acesta în rescrierea sau adăugarea în legea 8 a unor aspecte și să ne introduce și pe noi, pentru că se pare că până și agenții sunt timizi în modeling. De aceea, de multe ori, tot m-am uitat la conferințe, poate vine cineva să vorbească, pentru că eu ca agent să fiu într-o asociație a modelelor, pentru că și eu într-o a artiștilor, este destul de, cum să zic, am venit să analizez și am vrut să stau puțin să nu vin în față, tocmai pentru că n-am considerat că pot să vin din partea de agent. Am putut să vin cu experiența mea din trecut, din industrie, că am participat și la reclame, știu ce probleme sunt. Adică știu ce înseamnă să stai foarte multe ore peste, știu ce înseamnă să fii umil, știu ce înseamnă să nu comentezi, știu ce înseamnă să nu-ți primești banii. Sunt bani pe care nu i-am primit de acum 10 ani de zile, pe care la care mă gândesc, am dat, uf, dacă i-aveam așa ce bine era. Adică vă înțeleg și pe voi, sunt oameni care suntem oameni și avem reacții diferite. Problema este că din această mânie, dacă trecem spunem off-ul și punem totul într-un cadru în care putem să schimbăm, eu consider că de acolo poate să vină foarte multe lucruri. Eu nu cred că e o agenție, pentru că eu lucrez și colaborez cu alte agenții, cu cele care se poate sau cu cele care am reușit să creez un parteneriat, și nu cred că agențiile nu vor să fie alături de oameni. Problema este că nu se știe, nu s-a comunicat. E ca o... în care oamenii nu comunică și își scot ochii fără să știe care e de fapt problema. Adică este foarte delicată
toată... Da, păi acum, uite, o comunicăm, este public, dacă ai prieteni și parteneri cu care colaborezi din zona de agenții, poți să-i inviți și să le arăți campania Accesiune pe Pasiune, să dai mai departe. Scuze. Vreau să zic doar că practic și clienților le explic că există o asociație a modelelor și a artiștilor în care noi nu mai putem să facem ceea ce consideră ei că ar fi bine să facem. Pe de altă parte, nici ei nu știu cum e bine să se facă. Adică nu este... Te întrerup că noi nu putem. Poate să zic că și că vorbeam de frică. Nu se mai vrea, nu este ok, nu este normal. Au fost schimbări majore în 2020. Vă pot spune că am văzut o receptivitate extraordinar de mare de la clienții care se respectă. Adică nu putem să-i schimbăm pe toți și... E important că am început de undeva. Nu-mi dau seama dacă asta e, nu-mi dau seama cât de mare este piața. Tot timpul m-am gândit, este ce putem face ca să aducem, eu asta mă gândesc, ce putem face să aducem mai mult. Corect, vă întrerup și o clipă aici, chiar începusem la un moment dat să vă descriu de povestea asta, dar am dus discuțiile într-un pic altă direcție, legat de complexitatea unei piețe, așa cum este și cea de publicitate, așa cum este și cea de producție, așa cum este și cea cinematografică, cu teatrele și cu tipurile de produse, să zic așa, în limba locală, e un pic mai complicat, dar se pot produce și producții internaționale aici. Am povestit acum ceva timp la începutul întâlnirii noastre de astăzi că și pe partea de producție au existat acele intenții de a organiza niște subvenții, acel tax incentive și așa mai departe. Astea sunt lucruri și dacă ne întrebăm până la urmă, nu numai de domeniile artistice, până la urmă de orice domeniu de business din România, de ce nu avem destulă prezența investitorilor din afară sau de ce nu reușim să atragem producții internaționale aici, așa cum reușesc să facă țările din jur, cred că ne mai găsim niște task-uri de pus pe apropo de ce ar putea îmbunătăți o astfel de asociație și un astfel de grup de lucru în România. Vă reamintesc doar un pic, cel puțin pe partea de film, unde desfășor cu precădere activitatea. Au fost niște concursuri deschise acum vreo 2 ani. Nu s-au finalizat nici astăzi pe toate cele de atunci, tot ce înseamnă analiza dosarelor, sunt reanalizate acum, s-a redeschis un dosar pentru anul trecut în 22 decembrie și a fost deschis concursul mai puțin de 24 de ore. În fine, măcar încearcă să se rezolve niște probleme. Da, sunt multe lucruri pe care cred că ar trebui să le discutăm pentru a căpăta amploare în diverse piețe de producție din domeniile artistice și aceste facilități se pot rezolva, după părerea mea, tot prin, apropo de informare, ce zicea și ce se discuta și mai devreme, către autoritățile statului și să creăm aceste facilități de piață comparative cu țările din jur, astfel încât să putem atrage cât mai multe investiții, producții aici. Concret, ca să încerc o concluzie a ceea ce ați spus, pentru că suntem super presați de timp, din păcate. Exact cum a zis Iuliana, hai să nu mai fim dezbinați, haide să conlucrăm, nu contează cine în față, cine în spate, suntem de fapt o simbioză, suntem în aceeași oală. Asta e toată chestia și evident că putem să augmentăm ceea ce înseamnă sectorul cultural din România, în loc să-l tot divizăm așa la infinit. A intrat și George Pișteanu, care încearcă de la 7 și 20 să ia cuvântul și avem o datorie morală față de încă două persoane de pe Zoom. Să le răspundem, așa că o să-i rog să ia cuvântul și o să fac cumva să auzim și noi aici. Mario, să-mi confirm dacă auzi și tu, te rog.
Îți mulțumim, George. Ai avut o intervenție foarte cuprinzătoare. Știm că ne ești alături și noi am vorbit foarte mult pe subiectul ăsta, dar uite că în sfârșit se întâmplă. Nu pot fi de acord însă cu asta, cu nu se schimbe niciodată. Uite că deja avem acest dialog care funcționează. Tocmai a venit cineva într-o agenție și discută cu noi, deci putem găsi cale de mijloc și cu siguranță vor participa la discuții cu noi din ce în ce mai multe, să le zicem, entități care poate sunt tabere separate acum. Dar noi toți suntem, exact cum a zis Iuliana, același ecosistem. Deci, cel puțin eu, personal, sunt foarte încrezător că lucrurile se duc într-o direcție foarte corectă și cu pași rapizi, evident, beneficiind, ca să zic așa, unde putem de această situație, de această pandemie. V-aș propune să lăsăm și celelalte două persoane de pe Zoom să ia cuvântul înainte să oferim un răspuns, adică exact ce n-am respectat eu acum și îmi cer scuze. Alexandra, imediat, te rugăm, că fier de mult să iei cuvântul, cu mare rugăminte să... Mulțumim frumos, ai încheiat atât de optimist că nu mai avem ce să zicem acum. Mai era Irina Lalciu. Stai să o așteptăm cu microfonul, să dacă mai vrea să ia cuvântul. Te rog, Irina.
Curaj, curaj, curaj. Da, exact. Daia, Iuliana. Stai un pic, că este microfonie. Așa, scuze. Da, Irina, ai ridicat niște probleme de care ne-am lovit toți și Iuliana, fiind artist la rândul ei, de-aia a făcut o agenție pentru că s-a săturat să fie tratată așa cum suntem majoritatea tratați.
s-a săturat să se lovească de aceleași probleme cu care ne lovim noi și a făcut o agenție cu propriile norme în care să respecte oamenii cu care să lucreze. Ridica niște probleme la mod general, sper că s-a înțeles, că nu vreau să se fi pierdut asta pe drum. Bun, și soluția a fost foarte simplă și a oferit-o tot Irina și un cuvânt, comunicare. Deja beneficiem de asta, Ordan este alături, alte instituții de stat ne-au ascultat unde s-a putut, ne-au și rezolvat din probleme, pe alocuri ni s-a propus să venim noi cu rezolvarea, ceea ce până la urmă e firesc, trebuie să lucrăm cu toții. Nu putem avea, și aici mă adresez și Irinei, și Iulianei, și în general oricui vrea să contribuie la a face lucrurile să arate un pic mai bine. Nu putem avea niciodată pretenția că cineva știe mai bine decât noi cine doare. Nu putem avea pretenția că altcineva în afară de noi va schimba lucrurile. Aia cu să se facă, ce vorbim, e nu redundant, e așa, e o vorbă aruncată în eter, să se facă. Dom'le, nu se face. Păi, n-are cine. Noi trebuie să facem și deja facem. Că nu vreau să fie așa în coadă de pește discuția asta. Se face. Asta facem acum. Toți cei care ne implicăm acum și ne sacrificăm timpul pentru discuțiile astea, toți cei din sală, toți cei de pe Zoom, toți cei care urmăresc, sunt deja implicați. Asta e o formă de implicare. Mai departe, da, trebuie să ne ascultăm. Iuliana, cred că de aceea și îndrăznit să vină, pentru că are o calitate dublă și de artist și de agent. Și a îndrăznit să vină să ne explice cum e și din partea cealaltă, adică să ne completeze un pic optica. Și e foarte important că și ea ne ascultă pe noi din partea cealaltă acum și cum face ea, cred că vor face din ce în ce mai multe agenții și în felul ăsta vom avea un cadru normal. Ok, cum a zis și Alexandra, într-adevăr, nu suntem o familie, n-am zis că suntem o familie, am zis că suntem niște verișori îndepărtați care stăm toți în același sat și de bine de rău ne mai salutăm pe stradă, ne mai întâlnim pe la proiecte. Și știi cum e frumos să ai loc de bună ziua măcar. Ca să ai loc de bună ziua, haideți să începem să stabilim niște norme, niște chestii de etică. Haideți să terminăm cu cesiunile abuzive. Am discutat în cesiune pe Pasiunea 2, care este postat și pe Facebook și pe YouTube. Vă invit să-l vedeți dacă nu ați văzut, despre mai multe contracte din contracte care zic sunt capcane standard, adică sunt în marea majoritate a contractelor. Nu mai funcționează sau nu o să mai funcționeze, sper, din viitorul foarte apropiat, chestiuni de genul, stai în știi, semnează că e ok. Asta cu nu citi, dar semnează, e deja o solicitare de încredere un pic exagerată. Haideți să citim, lăsați omul și să citească și să se informeze. Și clar, vis-a-vis de castinguri, trebuie luați oameni cu skill, dar aici vreau să iau apărarea agentului, pentru că, după cum s-a scris și pe Zoom, agentul nu e la fața locului când se filmează. Ok, el ajută la această preselecție, dar mai departe nu poate tot agentul să vină să zică stai un pic că... Bun, asta a fost părerea mea, s-a făcut ora 10. Mai adaug două... vreau să mai adaug doar câteva cuvinte, cum a spus și Irina, dar trebuie să ne ascultăm, de-aia invităm la masă și agențiile și producătorii și actorii și cântăreții, coregrafii, dansatorii, etc., pentru că și agenții și producătorii au avut și ei, credeți-mă, experiențele lor cu actori care nu au știut să aibă etică, nu au știut să aibă o conduită ok la locul de muncă. Sau cred că trebuie să existe înțelegere din ambele părți. Bun, ziceam că era 10, oricum a avut o întârziere foarte mare din cauza unor probleme tehnice. O să arunc mingea din nou așa, distant, peste masă, către Mario, să-l întreb când ar vrea să continuăm această dezbatere, fiindcă azi nu am trunit norma. Înțeleg că m-a tras în piept oricum că ați avut o întârziere din motive tehnice. Am înțeles. Săptămâna viitoare propun, oricând vreți voi, sunt disponibil de la 7, sunt aici, nu plec nicăieri săptămâna viitoare, sunt în București, deci oricând vreți voi, miercuri, joi, ca să nu fie chiar vineri, să nu ajungem târziu acasă vinerea, marți, miercuri, joi și vineri, dacă asta este singura soluție, adică să nu se înțeleagă de aici că vineri nu vreau, dar oricând sunt disponibil. Vai, nu vrei vineri? Ia uite cum nu vreau. Cum n-am făcut până acum vreodată vinerea, n-o să facem nici de acum înainte. Bun, până una alta, ca să conchid, vă mulțumesc din suflet pentru atenție și, repet, pentru implicare.
Vă rog să vă implicați din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai mult, că răbdare, după cum vedeți, există. Disponibilitate, după cum tocmai ați văzut și din partea lui Mario, există și Mario ni se alătură, Mario ne sprijină într-un demers care trebuie în primul rând să fie al nostru, adică vis-a-vis de ce ne propunem noi ca norme pentru noi. Ce vă rog, abuzați de numerele de telefon pe care le-ați primit, de mail-uri, repet, office@asociatiamuze.ro. Cine dorește să fie în grupul de lucru unde se discută viitoare norme pentru actori, 0723622086. Dați-mi doar un mesaj privat. Vă caut pe IMDB dacă nu vă știu și validez accederea voastră în acest grup de WhatsApp. Și vă mai rog să ne dați un follow pe Instagram mai ales și chiar pe Facebook, pentru că pe Instagram cu precădere postăm foarte mult material, cât ne permite și nouă timpul. Adică din aceste conferințe care au devenit lungi, ceea ce înseamnă că avem ce vorbi, extragem de fiecare dată niște pastile de un minut, două, trei, pentru că știm cum e cu răbdarea, în general, ca să oferim cât mai la țintă și cât mai rapid informație. Măcar pe acelea, dacă puteți să le distribuiți când vi se par de interes pentru colegi, vă rog mult să o faceți. Până atunci, vă invit să construim împreună.